Zici tu ceva? Hei, hey, e, e, foarte bine. Azi, da? da? da, da, Merge? Da. Merge, se trage. Bună seara, sunt Silviu Munteanu, suntem la Silviu Munteanu și prietenii săi. Suntem live pe Facebook, suntem live pe 103 cu 4 la Radio 7 și suntem și live pe canalul YouTube 13 TV, unde vă aștept cu subscribe, subscribe, subscribe. Și mai suntem în studio cu onorabilul Florin Șlobanu. Co-patron la control. Băi, mă uitam. Salutare. Mă uitam la un interviu la un moment dat cu David Roth, Și acum am uitat și la tine. Băi, arăți bine. te ții bine. Și, mă rog, cel care intervieva pe David Liroth l-a întrebat. Cum reușești treaba asta? Și el zice. Băi, nu știu, că n-am mai dormit din anii 70. Nu stau chiar atât de rău, dar bine. Mulțumesc. Nu sunt de acord neapărat. Dar bine. Nu știu văzându-te în fiecare zi în oglindă, lucrurile stau puțin diferit. Într-adevăr, nu ne-am văzut de mult, chiar mi se pare că a trecut foarte mult timp de când chiar am fost colegi. Și asta e adevărat. De câte? Ți-ai calculat vreodată câte nopți? Nu mi-am calculat, doar că până acum 2-3 ani, cred că erau 3-4 pe săptămână. În ultima vreme am început să le mai răresc pentru că vreau să mai continue povestea. Când stai în business-ul ăsta de, hai să zicem, de media, de baruri, de muzică, de organizare, de evenimente, vrei, nu vrei, trebuie să înveți măcar un, un, minim de marketing și mai mult decât atât trebuie să înveți cum funcționează lucrurile cu platformele de socializare, care ele funcționează întotdeauna, sunt într-un continuă schimbare de algoritm și așa mai departe. <coughs> în toată treaba asta, este sincer o surpriză pentru mine cum Club Control a reușit să intre în ceea ce eu numesc conștiința publică. Cred că un exemplu de cineva care a intrat foarte limpede în conștiința publică și cumva absolut firesc că e vorba de o televiziune este Andreea Esca. Cumva și Club Control a reușit treaba asta. Cred că singurul club care a mai reușit treaba asta a fost Cluba A. Cred că am mai fost și Webul. Acum nu știu ce înseamnă conștiință publică versus anumite nișe. Stai deci, mai mi microfon. Dar cumva, într-adevăr, destul de multă lume în momentul ăsta știe despre noi și na, probabil contează destul de multe lucruri. Faptul, în primul rând, că nu doar că suntem mari specialiști în social media, deși evident în 10 ani am învățat multe lucruri, dar avem și un program foarte stufos și atunci toată lumea cumva preia ceea ce facem și probabil le oamenilor în fața ochilor cumva, dacă nu și în drumurile de seară, ca să spun așa. Ce mă surprinde iar foarte tare este că povestea clubului, așa cum o știu eu și bănuiesc că o știu, am trăit-o cumva și eu, bă, a pornit de la o treabă, de aici, și marea mea surpriză, a pornit de la o treabă de nișă, Adică hai să zic, toată lumea care venea, hai, cel puțin în așa zisul control vechi, bă, erau ascultători de Nick Cave. Dacă te duci la un concert cu Nick Cave, nu vezi mai mult de 5.000 de oameni, cam mai e, e, media. Pe de o parte, pe de altă parte, clubul ăsta a, a reușit să-și depășească chiar și această condiție și repet, este o surpriză pentru mine cum cum s-a penetrat piața asta care este la noi este în continuă formare. Păi, în primul rând, cred că am prins un moment oarecum norocos. În sensul că nu se întâmpla Dar ceva de genul ăsta în terenă. București. Deci, în momentul în care a apărut controlul, cumva ceea ce am făcut noi nu exista în București. Erau numai cluburi de latino, că mi-aduc aminte. Fost, Erau o perioadă cu cluburi de latino. În, la începutul, chiar la începutul anilor 90, a fost Clubau, unde se mai asculta genul ăsta de muzică. A durat câțiva ani, pe urmă a mai fost o pauză, au mai apărut niște locuri, nici uh, nu mai țin minte, cred că erau... Uh, uh, nu știu ce era înainte de FIRE. Mai, au mai fost vreo două. Care da, au cred că și puțin, FIRE a fost unul. Uh, FIRE, pe mm -hmm. urmă, doar că nimeni n-a reușit să mențină povestea asta, pentru că întotdeauna a fost un soi de... întotdeauna piața precară, să spun, din România uh, trăgea locuri... lucruri. Uh, mai microfon. Uh, trăgea... Um, trăgea locurile astea în alte direcții. Deci problema atunci a fost că nu mai era un loc să spun așa important de concept, conceptual făcut într-un fel. În al doilea rând am avut și norocul să să ajungem, să se întâmple lucrurile astea într-un moment în care era toată zona aia de indie rock care ajunsese cumva mainstream și care cumva se revendica de la Nick să spun, și de la trupele de post pe care le ascultam noi. Și cumva copiii veneau să asculte trupele alea, noi, care erau la mod atunci, și cei mai în vârstă veneau în general în prima sală a clubului vechi, acolo la intrare, să asculte muzică mai de audiție sau mai de dansuri bătrânești, să spun așa. Deci cumva a fost un moment prielnic. Nu știu cum ar fi fost peste câțiva ani, când cumva s-a mai diluat uh, povestea asta muzicală și genurile au început să se întrepătrundă, uh, na, era și un moment în care odată lipsea povestea asta și în al doilea rând sau al treilea, știu cum te am spus până acum, a fost și eu faptul că nu ne-am gândit sau cel puțin eu nu m-am gândit la asta ca la un business decât după un timp. Inițial am zis na, în sfârșit Reușim să facem ce ne place. Să avem un loc al nostru, suntem câțiva, da, ok. Da, deci a durat puțin, cel puțin pentru mine, să-mi dau seama că chestia asta chiar se poate transforma într-un business, pentru că era absurd în momentul ăla, într-un club din București, sâmbătă, seara, noaptea, să ascult Sonic Youth și lumea să danseze pe asta, știi, toți cei din, din industrie să spun care vorbisem. Da, domnule, sunteți nebuni, că sâmbătă seara oamenii vor să danseze, trebuie să pui chestii ușoare pentru toată lumea și altfel o să pieră, o să dați faliment. Deci, cumva, a fost și un soi de, și de risc, cumva, pe care l-am asumat, dar cel puțin eu mi l-am asumat pentru că nu mă așteptam să iasă mare lucru din asta cumva mai târziu a apărut și de asta, doamne, stai că asta chiar e un business și trebuie să-l tratez și ca un business. Plus că mai este o chestie. Controlul există de 11 ani. Bucureștiul a devenit, cred că în ultimii 5-6 ani, mai cosmopolit. Nu, nu era atât de cosmopolit pe vremuri și, practic, știu de pildă că există foarte mulți francezi aici, există foarte mulți uh, uh, europeni care au venit și au găsit joburi aici. Ok, berea e mai ieftină, uh, sunt o grămadă de, de locuri în care ai să, unde să te duci noaptea. Absolut. Știi? Ceea ce cumva în Europa a mai murit, în capitalele europene a mai murit viața asta de noapte. Abar n-a scade productivitatea a doua zi. <laughs> Absolut și nu, no, oamenii au... Uh, Într-adevăr, încă este un loc uh, cumva exotic, probabil. Și în același timp uh, poți să faci mai multe lucruri pe care probabil nu mai poți să le faci în uh, unele capitale. <laughs> în altele încă poți să le faci și cumva... Da, probabil oamenii au simțit că au nevoie de o nouă poveste și e un loc interesant. Chiar erau comparațiile așa, cum ar veni, că Bucureștiul este noul Berlin. Nu este, după cum ne-a zis pe scenă și Brixa Bargeld, dar cumva ai senzația asta într-un fel de... de că, că sunt multe lucruri de făcut, că poți să faci chestii cred că am vorbit o odată cu Alexander Hache de la Noi Bauton și am avut această mică discuție, hai să zicem comparativă despre Berlin-București și el zicea că Berlinul ăla mișto era în anii 70-80, că acum nu mai are absolut nicio treabă cu nimic. Cumva, da, dar știi cum e, toate lucrurile se strică, sunt oamenii care spun că și controlul s-a stricat. Cumva toate lucrurile evoluează într-un mod în care e foarte greu să le oprești. Și normal, a fost New York în anii 70, de fapt, când era, după care a fost Berlinul. Acum nu e nimic momentan, dar totuși cred că tot Berlinul a rămas locul cel mai capital, să-i spun, cea mai ok pentru artiști, zic eu. <laughs> mai și încă o chestie extraordinară care s-a întâmplat acolo și cred bă, pentru noi toți, dar mai ales pentru tine, păi ai, ai reușit sau ați reușit cumva, echipă, oameni din afară, să aduceți niște trupe și niște muzicieni acolo la care noi nu visam vreodată să îi vedem aici în pe malul Dâmboviței. Adică, bă, wow, ce cum e să-ți vină Lydia Lanci sau uh, Swan sau Michael Gira sau Legendary Pink Dots sau puteți merge, sunt foarte multe exemple în acest sens. Da, adică păi... nu e un soi de American Dream cam true? Uh, nu e un American Dream pentru că toate lucrurile astea s-au făcut cumva nenatural. Adică s-au făcut strict pe pasiune. Toate concertele astea cumva n-au fost ok economic. Deci ne-am făcut pentru că am vrut să le facem. Mi-aduc aminte de o discuție, probabil cu 10 ani dinainte să deschidă clubul, în care sunt cu niște prieteni și ascultând genul ăsta de lucruri. Soans, când o să ajungem să vedem și noi la București trupele astea? și Cred că chiar eu, nu știu dacă nu eu e o poveste de asta, o cred, când o să facem noi asta? Deci pentru noi tot timpul a fost un soi de... Asta am vrut să facem, de fapt. Odată să aducem chestii care nu s-ar fi gândit nimeni că ar putea să ajungă vreodată pe aici. Și, în al doilea rând, cu ocazia asta, să punem și bucureștiu pe harta asta micilor concerte de club. Înainte de noi nu se făcea asta sau niciun caz nu se făcea cu regularitate. Mai erau niște mici concerte interesante, organizate de obicei de branduri cu niște promotări, nu, a cea prin Silver Church, cred că se chema uh mm -hmm. ceva prin, fostul, prin fosta fabrica, dar totuși să-ți vină în fiecare săptămână trupe străine în București la un club, nu s-a întâmplat până la noi. Deci cumva și asta a fost o miză. Nu? Hai să fie, când vezi turneele trupelor pe care ni le permitem, să vezi că scrie și București acolo. Și o, chestie amuzantă a fost că eu întotdeauna am avut pretenția că mă pricep la tot soiul de muzici, că știu tot soiul de chestii. Băi, până am văzut tot soiul de nume despre care n-au zisem în viața mea și pe care le vedeam prin control zic, wow, cum sună ăștia și cum, cum dăm am auzit de ei. Băi, Bă, o grămadă de chestii noi, ce drept. Păi exact asta, am, încercăm să aducem lucruri la care nu s-ar gândi altcineva. asta e ideea, de fapt. Este, ai, mă uitam la, la, la profilul tău de Facebook și uh, am văzut că ai acolo vreo 3000 și ceva de prieteni. Eu personal mă trezesc cu tot soiul de mesaje de la, de la ciudați. Vreau să ajungem aici cumva la nebunii locului, la nebunii, la personajele Bucureștiului și la cam cu câte trebuie să interferezi tu, cu câte astfel de personaje trebuie să interferezi zilnic. Bănuiesc că este realmente obositor la un moment dat. Îți dau un exemplu. De când fac emisiunea asta la radio, mă trezesc cu tot soiul de mesaje de la tot soiul de oameni. Într-o dimineață mi-a trimis un domn propria sa erecție. M-am trezit și în această situație. Pentru că a văzut ieri că bifasem acolo că sunt interesat de femei și bărbați. Ah, am înțeles. Da, țin se întâmplă de asta. atât de spectaculoase, sincer, dar, într-adevăr, nici nu sunt foarte activ pe cont meu de Facebook decât când promovez lucruri de la club, cumva uh, nu-mi place în al doilea rând Facebook-ul, pentru că dacă la începuturile lui uh, era un loc undeva, uh, era... Asta a fost și sensul lui, să te împrietenești cu oameni, să schimbi uh, idei, să, înainte să punea mai multă muzică. Acum cumva e un loc în care toată lumea își varsă să frustrările și problemele... Un soi de OTV, da. Exact. Și uh -huh. atunci, în afară, na, încă este un tool bun, nu mai e chiar atât de bun, dar încă este un tool bun cu care pot să promov, putem să promovăm... Tot arabă de clubului. mega. Retna. Nu mai sunt foarte interesat personal de, de interacțiunea cu, cu oameni pe Facebook. Din contra, când nu o să mai fie club, aș vrea să-l șterg. <laughs> să nu mai am. <laughs> da. personaje care tot vin pe acolo... Da, personaje au fost tot timpul și vor fi probabil. Asta e viața de noapte și în special da, faptul că noi l-am ales un soi de nișă au fost tot felul de oameni. Stând, na, stând o viață întreagă și eu prin tot de, de, de de, cărcium, de baruri, de cluburi, chiar și vara asta am făcut treaba asta, am, am putut constata o treabă. Și m-am întrebat dacă s-ar face un studiu, ar fi foarte interesant, să iei discuțiile care se întâmplă la mese, dar la barul, dinspre centru, spre periferie. O, o constantă este genul tipului care lucrează în corporații și se așează la masă și începe să bea cu colegii, mă, după, după a treia bere încep cuvintele alea mai grele și, în general, mai spre dimineața sau mai târziu, în noapte, încerc, încep să-și bârfească un al doilea, al treilea coleg. Asta este o medie. Pe de o parte. Pe de altă parte, mi s-a întâmplat să aud și tot soiul de discuții interesante undeva în... în Într-o cârciumă de tablă în militari, bețivii locului vorbeau despre odiseea spațială. Am avut și, și, am avut și această surpriză și, și vorbeau foarte coerent despre film, adică nu, nu, băteau câmpii la, la capitolul ăsta. Am mai văzut niște bețivi în Sălăjean care se certau, Păi oameni la 60 de ani, de țivii Cârciumi, știi? Care se certau pe plecarea lui Minculescu de la Iris. Am avut tot soiul de surprize de-astea. Și eu am văzut în club, dar în altă parte, o, 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 niște... Interlopi, să spun, cu cuțite care se certau uh, legat de. Niște, erau niște probleme legate de Wittgenstein și Heidegger. <laughs> oh, tot felul de oameni. Acum, uh, asta e interesant, că alcoolul cumva reușește să scoată tot din oameni, <laughs> acum, ideea e până unde mergi, dar, într-adevăr, și eu, înainte de club, chiar cu clubul, cumva, în momentul ăsta, este un loc puțin mai uh, uh, prietenos, să spun. Dar în istoria mea de client al locurilor de genul ăsta, am văzut și am auzit foarte multe lucruri. așa e la băutură. Oamenii adică se... la, la voi acolo nu, da. nu sunt anumite subiecte, nu sunt o constantă. Nu ai putut să constăți anumite că constante. că sunt în momentul ăsta, acum probabil și clubul s-a schimbat între timp. Este acoperă o zonă mai largă de public, pentru că așa cum spuneai, în clubul vechi orice om știa cine e nice. Da, acum corect. nu mai știe chiar orice om cine e Nike. Deci, cumva, fiind un loc mai frumos, mai mare, așa și trecând și anii, lucrurile s-au mai uh, amestecat. Chiar dacă noi încercăm să le ținem ca program, încercăm să le ținem acolo, pentru că, de fapt, asta a fost și una dintre mize. Toate cluburile în care ți-am spus mai devreme că am ieșit când eram mai tânăr, la un moment dat dispăreau din peisaj. Rămâneau, dar se schimbau radical. Ne-a spus, -a, noi, programul îl ținem uh, așa. Ai concerte, trupe experimentale, underground, alternativ. Uh, în ultimii ani, să spun așa, de când ne-am mutat în noua locație, am trecut și pe zona de electronică, pe care nu prea o aveam uh, serios în, uh, în clubul vechi. Și și acolo am încercat tot timpul să aducem lucruri interesante și nu, uh, nu chiar pentru toată lumea. Deci, cumva, e un soi de. E lumea destul de diversă, dar într-un sens bun. Deci stau, pot Când... să stea la mese alăturate niște oameni la costum de la corporație și niște banchiști. Deci cumva ceea ce e interesant. Nu? Da, da, corect. Da. corect. Că mă gândesc că, băi, au trecut 11 ani, mai mult de o decadă. Cumva cred că s a schimbat și publicul, s-au schimbat și oamenii, s-au schimbat foarte multe, 3-4 generații, cel puțin, cred eu. Deci cu siguranță s-a schimbat publicul, dar din fericire cumva pentru mine încă mai sunt oameni care au venit din primul an în control și vin și acum. Nu foarte mulți, dar mai sunt. Deci nu s-a schimbat totul radical. Poți să te întâlnești cu oameni care veneau în primul an în control. Îmi amintesc -am că de... Și recunosc că am, am căutat două zile, am căutat o postare de-a ta pe contul tău de Facebook și n-am mai găsit-o că era și foarte veche, n-am mai găsit-o. Probabil că dispare sau băi, fișter să abarnă. Uh, te pregăteai să pui muzică într-o noapte și pentru asta uh, ai scris un text. Și în textul ăla era vorba de controlul vechi. În textul ăla, mi-aduc aminte, era foarte bine scris. Ai uh, descris tot soiul de situații la care ai fost martor, despărțiri de cupluri, umiliri de băieți, umiliri de femei și... Da, da, cred că mi-aduc aminte da, de textul ăla. Într-adevăr, în special în clubul vechi, fiind cumva mai adunat, să spun așa, lucrurile erau mult mai vizibile. Acum cumva ai loc să te duci să te cerți cu iubita, știi? Acolo erai cumva mai în văzul lumii și într-adevăr am văzut multe, am auzit multe povești, am văzut cupluri care s-au despărțit, s-au căsătorit, sau. au re... De, cumva erau multe povești de genul ăsta... Uh, interesante, spun așa, ca tipologie. Te-ai gândit, nu știu, abar n peste 20 de ani să te duci să scrii memoriile sau absolut, să de povești absolut, cu care te întâlni acolo. și chiar aș vrea să mă apuc pentru că mie că încep să uit foarte multe lucruri. De exemplu, sunt foarte multe trupe de care îmi spun oameni, nu? Uite, când au fost aia la control și eu zic, a, păi am și uitat că au fost aia la control. Deci da, sunt în special poveștile din, an, din primii ani, sunt foarte interesante și... Um... Vreau să le scriu, cu siguranță. Uite, asta, cred, asta chiar cred că e un lucru foarte interesant. Foarte multă lume, da, are câte o poveste de acolo. Măi, nu-i puțin lucru. Stai să le, să le aduni, să, să... Da, nu-i puțin lucru, da. pentru că fiind genul ăsta de club făcut pe un concept și pe o nișă, într-adevăr, lumea petrecea mult timp acolo, știu, pe cineva care mi-a spus că a, a fost în primele 48 de zile, în fiecare zi, în primele 48 de zile ale controlului. <laughs> Și atunci s-au creat mici comunități. Plus că bă, șansa să, să te duci să bei o bere, să te întâlnești cu 3 la masă, ok? Ok. Da. Și cu multă lume. <laughs> da. Da. E interesant. Uh, am fost uh, când uh, am, am colaborat, da? Lumea trebuie să știe că noi am colaborat la un moment Absolut. dat. Și știu că m-am ocupat de un eveniment unde... Mă rog, venea să cânte la arenele romane The Wailers, trupa lui Bob Marley. Iar din, din trupa originală a lui Bob Marley mai era doar basistul, care îi se spunea Family Man, uh -huh. care a avut și o mică cântare de vreo două piese, în controlul vechi pe scena aia mică din spate. Da, da, mi -aduc aminte. Și cu cei de la El Negro, da, a fost da, o da, Care era un om cu care încercam să comunic și era destul de complicat pentru că avea orice așa nu puteam să vorbim. Nu înțelegeam nimic din ce spunea în engleza lui jamaicană. Înțelegeam doar că, na, băia din jamaica mai voia niște iarbă și pide de o țigară pentru că n-aveam. Dar uh... Ce m-a amuzat foarte tare este că am citit povestea lui, zic, mă, vreau să știu și eu cu cine m-am întâlnit. Băi, era un personal, nu degeaba, îi se spunea familie man, avea 40 de copii, wow. cu 40 de femei diferite. Și care mai, mă rog, The Oilers, până în anii 80 au fost înțepați de EMI, i-a dat în judecată și câștigase și vreo 2 două, două milioane de dolari. Uh -huh. Și ăsta era omul. Și zic, mă, uite mic cu un bas impecabil, adică l-am văzut în concert, nu prea a reușit să miște de pe locul ăla, dar basul a mers impecabil și fără Absolut. greșeală. Mm. Și zic, uite ce, ce, personaje găsește aici și tot soiul de povești. Și... să... să vezi oamenii acolo la care te-ai raportat uh, într-o perioadă a vieții tale, ascultând un vinil sau ascultând o piesă sau... și să-i vezi cântând sau să-i vezi la masă, pur și simplu bând o bere cu tine, este, cred că e unul dintre cele mai mici lucruri care ți se poate da, întâmpla. Da, Aici, fost... în, în nenorocirea asta noastră, v-am da, la marginea da, Orientului. Mai ales că au fost și surprize, pentru că nu au fost doar cei care au cântat la noi, au fost cei de la Massive Attack, aproape la fiecare ediție de Summer Well. Uh, vin oameni din trupele care cântă acolo, vin la noi. Deci cumva fiind pe zona asta alternativă, un soi de fanion, uh, în general când sunt concerte cu, cu nume mari prin oraș și oamenii vor să iasă undeva, promotorii cam aduc la noi. <laughs> și... Uh, da, au fost destul de multă lume cunoscută. <laughs> Puteai să te întâlnești cu ei pe terasă la o bere. Dacă ar fi să faci un top de povești cu oamenii ăștia, uh, Genesis uh, Peoridge, uh, Michael Gira, Tricky, Lydia Lanci, uh, uh, pot să mai dai o de nume, băieții de la Massive Attack, Tricky, am zis Tricky, că oară zic Tricky, <laughs> <laughs> în fine. Uh, care ar fi o, o poveste de top cu unii dintre ei? Eu, Jim Hus de la Google Bordello. Uh, bine. Toți au fost povești. Acum, de exemplu, Blixa, care la un moment dat s-a supărat pe sunetistul lui pe scenă că nu se aude bine și a derumat câteva lucruri de pe acolo iar fetele din quartetul din spate au fugit până în bucătărie. Oh, sir. Deci, Am fost la concert uh, atunci, da. Uh, da sunt, sunt multe povești. Uh, na, unele nici nu prea aș putea să le spun. Uh, dar uh, Ce se întâmplă în backstage rămâne în backstage. Uh, da, okay. -am, exact. Mm -hmm. N-am făcut un top, dar... Uh, S-au întâmplat destul de multe lucruri interesante pe acolo. Da. Adică mă gândesc că sunt niște personaje și na, le, le vezi acolo. Plus, mă, mai, mai e și chestia asta. Unii sunt atât de, de tâmpiți că nu te așteptai să fii în halul ăla, știi? Am avut surpriză asta, niște muzicieni absolut onorabil, băi, dotați pur și simplu de la, de la mama natură, cu un talent extraordinar, care în particular au niște... Să spun terlani chiar Păi, erau. Uite mă cu cine am de-a face aici. Bine, acum într-adevăr, gândindu-ne și la ei, cumva în momentul în care mergi în turnee de zeci de concerte, la un moment dat probabil ți se modifică câteodată felul de a fi. Nu mai știi pe unde ești, de ce s-a terminat, nu s-a terminat, unde ești mâine. Și asta cumva determină și un soi de, de schimbă puțin... Probabil felul de a fi. Îți dai seama că, având tot aici, am tot soiul de curiozitate. sunt curios de, pildă, cum era Lori Anderson. Sau... Lori Anderson a fost în control, a fost să mănânce la shift la restaurant. Dumne. Asta ești tu că te întâlnit cu ea. Doamnă foarte drăguță. În general, sincer, nu prea am avut, în afară de o problemă pe care am avut-o cu tricky care a fost mai dură, pentru că în timpul concertului s-a enervat foarte tare și uh, a strânit tot felul de povești și, și în timpul concertului și după și pe urmă la club, n-am avut. Uh, în general, oamenii au fost drăguți. Deci, nu, nu sincer, nu am povești atât de dure uh -huh. legate de artiști. Uh, da. Oamenii cumva sunt chiar și cei la care nu te aștepți, de care ți e frică, cum e Michael Gira. De exemplu, care zic că vine Michael Girai, mă, stai, trebuie să fie toată lumea ok, să nu se supere, să nu le nervăm. Nu, a fost foarte ok. Deci, n-am atât de multe povești cu oameni care sarcalu, să spunem așa. Prima cântare cu Trichy a fost la sala palatului destul de nef nefiul. Da, a fost la acolo. sala palatului, s-a întâmplat cumva ce s-a întâmplat și la concertul nostru, în sensul că la, la, spre, uh, spre final a ținut o piesă zeci de minute, mi s-a tăiat. Hey, cu so rendu, da. uh -huh. După care a venit uh, Mircea, că el organizase atunci concertul, l-a dus în club unde a fost foarte drăguț, s-a pozat cu toată lumea, s-a dus pe la DJ, nu mai țin minte dacă a pus și el ceva sau nu, dar asta vreo două ore în club a fost ok. Ei, hey, când a fost la noi, n-a mai fost ok. În sensul că a devenit agresiv, scandalagiu și cumva toți cei din echipa lui au fugit la hotel. Descurcați-vă și noi a trebuit să ne descurcăm cu el. Da. N-a fost o experiență foarte plăcută, așa, finalul aventurii cu Tricky, altfel el cu o oră înainte de concert, fiind, din nou, cel mai drăguț om din lume. Deci, am venit să mai transformă. Ce m am amuzat la concertul de la sala Palatului, am stat chiar în primul rând și am putut să observ foarte bine tot ce s-a întâmplat acolo. Băi, este fix același loc unde își ținea ce cu discursurile. Înțelegi? Aici, a, a, asta, 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 e un contrast extraordinar. Acolo știnea ce aușesc cu discursurile, după care îl văd pe, pe, băiatul ăsta de culoare din Bristol fumând. Cred că a fumat vreo șase jointuri, avea unu, un, băiat în spatele care, la că, pe că, care îi le rula, vreo 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 rula vreo le fuma pe scenă, la sala putea zis, wow, wow, uite, uite cum se schimbă București ușor, ușor. Și și ce oraș de Da, numai că, din păcate, și asta e o problemă, care, o problemă dificilă, din păcate, uite că se schimbă, dar cu aceleași locuri. Adică mi se pare absurd ca în 30 de ani să nu apară o sală de concerte rezonabilă, nouă, în care să poți să scoți scaunele, să faci concerte rock, să pui scaunele, să faci concerte rafinate. Deci cumva încă după 30 de ani nu avem asta. Ceea ce după mine face foarte rău poveștii, pentru că foarte ar venit mult mai multe trupe mai mari, care nu încap în control sau în cele încă două cluburi, să spun, în care se cântă, și le-am aduce chiar noi. Deci asta e o frustrare de mea. Nu pot să aduc ceva mai mare. Mă limitează spațiul, na, da, spațiul fiind la rândul lui în strânsă legătură cu... Cheltuielile. Deci cât poți să plătești pe un artist dacă nu intră decât 400 de oameni, să spun, Și, și uh, lipsește foarte mult o sală bună în care poți să faci concerte. Totuși să vezi niște artiști rock stând pe scaun la sala palatului. Da, a fost destul de trist, așa da, da, și eu, la Morisei, nu prea am înțeles ce s-a întâmplat. Stăteam acolo între scaune, <laughs> în picioare sau. Așa, și atunci. Grija mare la Morisei era să nu mira să ceva, probabil. Păi, <laughs> da, dacă ar fi mirosit mici n-ar mai fi fost Morisei Dar, da, lipsește în București o sală de concerte, de 1000, 2000, 3000 de locuri. Mi-au mai tot spus oameni că sunt, sunt pe cale sau tot încearcă să mai să, să deschidă o polivalentă. au Auzisem ceva că uh, uh, s-ar vrea să deschidă una care se numească chiar Adrian Rugina. Ar fi fantastic. Da, Sper. Da, Și eu tot auz zvonuri, doar că nu pare nu, să nu s-a întâmplat fără. nimic. Și singura nu. dată când am văzut un, un proiect cumva concret era, cred că atunci în, când a fost guvernul Cioloș. Și uh, mi-a arătat cineva un fel de proiect de sală care urma să se facă, doar că și aceea era cu locuri fixe. Deci sală de muzică clasică, știi. Și chiar vorbeam, domnule, spuneți-i cu cineva, cuiva, uh, să, să încerce să o facă modulară, să poți să scoți scaunele, să le pui la loc, să mai tragi un perete, să știi cumva, uh, pentru că lipsește genul ăsta de spațiu. Nu vorbim de drama faptului întâmplării, dar vorbim puțin organizatoric. Cred că atunci când a fost povestea urâtă cu Colectiv, Control a fost unul din puținele cluburi care nu s-a închis, dacă mi-aduc bine aminte. Da, cred că vreo lună am fost singurul club din București. Da. Am înțeles. Da? La voi cum, cum a funcționat povestea asta? Că a trebuit să faceți bănuiesc niște modificări sau... Singurul lucru care mi-aduc aminte de pildă este că erau, o, o perdeam mare la intrare, care a dispărut. Care a dispărut, da. Mm -hmm. Bine, acum cumva, după ce s-a întâmplat nenorocirea, cumva suflai și în iaurt. Deci am, am făcut și foarte multe lucruri care nu erau un plan. Am cumpărat un soi de fiole de astea pe care poți să le arunci, să strângi focul, pe care nici cei de la ISU nu știau ce cu ele, știi? <laughs> nu știau că există. Deci noi cumva atunci am făcut tot ce era posibil, pentru că pe bună dreptate toată lumea era foarte speriată. În primele zile oamenii intrau în club și se uitau pe sus, pe jos, pe la ieșiri, pe la, știi, Adică și atunci, evident că uh, noi, într-adevăr, eram cumva ok, dar asta nici nu... Ne-am închis. Cred că, după colectiv, în săptămâna următoare, a venit ISU de vreo 10 ori sau ceva de genul. Pentru că ei, probabil, trebuiau, erau trimiși prin oraș să controleze și n-aveau pe cine, că era tot închis și atunci, cumva, ajungeau la noi. Știu că. Și, da, a fost o perioadă dificilă, cumva. Și pentru noi, și psihologic, pentru mine a avut un impact destul de mare, pentru că atunci cumva s-a terminat o etapă, să spune, etapa romantică a clubingului din București. După care, am dormit mult mai prost, știi, Pentru că te gândești că se poate întâmpla ceva oricând, minor, dar care să aibă o importanță foarte mare. Și atunci. Dar da, într-adevăr, era și spațiu de așa natură și noi totuși am fost oarecum atenți la asta și era un loc ok. S-a da, simțit asta și la, hai să zicem, numărul de oameni care veneau la concerte sau cel puțin o perioadă, în perioada Or, următoare? La, în prima perioadă, da, evident, s-a simțit. Pentru da, că ce s-a întâmplat acolo era foarte dificil să te gândești că te duci la un concert într-un club. Știu că îmi povestea cineva care are un club în... în hai să nu dăm nume. În, în centru istoric. Isteric. Mă rog. Și... Închisese clubul atunci. Trebuia să mai facă două ieșiri pentru că așa era procedura. Noua procedură sau procedura dar, veche dar, care urma da, să se pună da, da, în aplicare, da. dar trebuiau să mai facă și foarte multe schimbări despre care nimeni nu știa nimic, nici măcar cei de la Isu nu erau în stare să vină cu... cu, cu... Precizări foarte limpez în ceea ce este de făcut. Lucrurile astea s-au schimbat între timp, adică acum funcționează, sunt niște treburi foarte clare care, hai să zicem, uh, sunt făcute să țină safe publicul. Sincer, ținând cont că noi n-am mai deschis nimic nou, nu, nu știm, uh -huh. efectiv, sper că sunt și din ce aud de la oameni care deschis sunt, adică cumva regulamentările sunt destul de stricte. Acum nu mi-e foarte clar cum. Uh, cum se întâmplă lucrurile? Adică să spunem, tu vrei să-ți deschizi un club. Știi că ai de făcut niște chestii acolo, ca să fie safe. Te duci la ISU și îi spui, uite, doamne, vreau să-mi deschid un club. Ce să fac? Primești genul ăsta de consultanță? Adică, cumva, sunt parteneri sau doar tu te apuci să faci locul, te duci să-ți iei autorizația și spun, a, păi nu ți-o dau, că nu e ok. Deci asta nu mi-e clar încă cum funcționează, mi se pare încă... Destul de, ne de ne clar și cred că e o chestie care ține de, într-un fel, de statutul cluburilor în România și în societate, cumva. Adică, în continuare, și asta e o chestie care mă doare cumva, suntem văzuți ca o chestie așa de distracție, suntem niște golani, niște bățivi, niște drogați, cumva, totuși, noi suntem o entitate culturală privată destul de spectaculoasă, zic. Am făcut, da, care cel care puțin, azi. o mie de concerte. Deci, și, și alte evidente, evenimente. Că e și un loc de distracție și e normal să fie. Oamenii se și distrează, dar are și o, 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 o zonă culturală destul de specială. Stii, atât timp cât faci mii de concerte, cumva n-am simțit niciodată genul ăsta de statut. Știi? Că să vină cineva să te ajute. știi Cum se întâmplă în alte capitale. De Totuși, cultura asta de clubbing este recunoscută și de stat. Se mai primesc finanțări, se mai primesc ajutoare. Când a fost problema cu la Bataclan, am înțeles că toate În Paris, știu, din bine. Paris au primit ajutoare pentru că la fel nu le mai veneau oameni. La noi nu cred că s-a întâmplat asta. Primăriile din Berlin chiar și din Londra, deși acolo din alte motive mai dispar cluburi, cumva sprijină. Deci e o poveste culturală. La noi încă a rămas așa, ca un soi de golănie. <laughs> <Știi>? <laughs> și asta nu țină doar de stat, ci și puțin de percepția publică. Încă mai văd așa când mai apar mici conflicte, mai citesc pe Facebook ce mai zic alții de noi. A, drogații ăia, bă, acolo. Știi? Stai puțin că drogații ăia, știi, aduc acolo oameni despre care s-au făcut filme și s-au scris cărți. Adică nu, știi, nu, nu, nu este încă perceput clubbing-ul ca o poveste culturală. Ce perceput ca un soi de Prostioară pentru oamenii care n-au treabă, să spun. Știi, bugetul alocat de primăria Berlinului pentru cultură este cât PIB-ul României. De asta se dar... și întâmplă lucruri. De știi? Asta, chiar asta se, și se întâmplă Alex Hake, că nu mai e, evident că nu mai era ce era în anii 80, dar totuși poți să faci lucruri. Și uh, ești recunoscut ca atare. Da, uite, cred că e prima oară când mă gândesc în termen de 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 cultura clubingului, dar este foarte corect ce spui, ce spui. Da, și da. lăsăm o parte clubingul care el în sine nici nu ajung la el la clubing în sensul de distracție. Mm -hmm. da, faptul că face atâtea concerte, concertele totuși au, nu au o latură culturală, într adevăr. Linia asta de demarcație dintre entertainment și cultură poate fi subțire, dar nu poți să nu vezi că se întâmplă niște lucruri acolo și totuși chestiile astea se întâmplă toate cu banii noștri. Uh, uh, ar trebui să vii să ajuți cumva. Nu știu. E? Care a fost uh, una din, uh, din cântările cele mai șmechere pe, la care ai luat parte? În control. În control, da. Bine, da. Un, una care. Uh, ori te așteptai să iasă bine, dar da cumva și-a și -a depășit condiția de cântare. A fost atât de într-un fel. Pentru mine concertele Soans au fost spectaculoase. Eu nu-i nu, le, nu mai văzusem. Prima dată am văzut pe Soans live în control. Și, Ca mulți dintre noi. Da, și pur și simplu a fost dărâmător, pentru că deși știam multe lucruri, văzusem înregistrări, nu mă așteptam să fie chiar atât de intens, chiar atât de dur. Am ieșit năucit de acolo și am rămas așa câteva zile. Dar au fost, au fost foarte multe. Blixa Bargel l-am mai spus de el, a fost iarăși... Într-adevăr, la mine sunt și lucrurile de... Au, probabil au fost foarte multe concerte foarte bune. La mine cumva au rămas cele așa care au o valoare sentimentală cu artiștii cumva care... Pe care nu speram să-i văd vreodată, cu atât mai puțin la noi în club. Da, cum spuneam, asta a fost o chestie pentru mulți dintre noi. Adică să vezi niște chestii pe care le ascultai acum vreo 20 de ani. Păi, plus că mai e chestia asta, este eterna dilemă pe care am. Foarte multe chestii care erau underground acum vreo 20 de ani, băi, acum sunt mainstream. Băi, cum Dumnezeu s-a întâmplat treaba asta? Pentru că era underground, iar sound-ul este uber-abraziv. Și da, nu, nu este de a -a exemplu, că l-am pomenit mai devreme, și câteodată văzându-l pe Nick Cave cu o audiență de 10.000 de oameni într-o arenă foarte mare și ascultând concertul, nu înțelegi cum a putut să adune oamenii ăștia. Absolut, da. Că nu e deloc. Sau Radiohead. Deci probabil că la un moment dat, fiind și procesul ăsta continuu de de reevaluare a curentelor vechi, retromania asta, știi, pentru că acum trupele noi cumva încearcă tot timpul să reevalueze povești vechi și așa au și reapărut de fapt trupe care se destrămoaseră, Pixies cântă din nou, acum aud chiar și niște trupe la care nu mă așteptam Test Department, Cabaret Voltaire niște trupe de la începutul anilor 80 destul de obscure și atunci care acum iar cântă. De ce? Pentru că uh, trupele noi cumva se revendică. Dau interviuri și spun, A, păi eu am fost influențat de Thurston Moore. <laughs> și iau, uh, și dacă ai, nu știu dacă ai văzut documentarul ăsta cu Michael Gira cu Swans. L-am văzut, l-am văzut. Uh, omul s-a lăsat de mm -hmm. proiectul Swans pentru că nu avea succes. Ei Și dintr-o dată uite cum să întorc lucrurile dintr-o dată s-a trezit că are succes când deja și făcuse alt proiect renunțase și la ăla cumva nu și imagina că mai iese ceva din asta deja are succes pe de altă, la altă trupe probabil ține și de uh, cultura asta hitului. pentru că de exemplu nu părerea mea de exemplu este că Uh, lui Nick Cavey s-a schimbat cariera în momentul în care a făcut piesa cu Kylie Minogue. Absolut. Adică eu cred că publicul i s-a dublat instantaneu după piesa aia. Sau foarte mulți l-au descoperit și -a pur și tenere. simplu venind da. piesa aia la s-a scurs și discul. Da, da plus că evident să ne gândim na, ce a însemnat pentru Cure Disintegration sau pentru Depeș Mod Violator adică la un moment dat trupele a reușit să facă un pas uh, după care au ajuns atât de mari încât acum își permit să facă orice. Eu așa mă explic. Știi că asta spun, vezi un concert Radiohead, nu înțelegi de ce s-au plus stadionul. Pentru că e destul de dificil, nici măcar nu mai cântă ce cântau când, când au apărut sau când au crescut. Dar cred că asta e miza pentru orice artist. Știi? La un moment dat ajungi, ai un hit sau un album hit, după care poți să fii liber, să faci ce vrei și oricum îți vine lumea mai multe, îți crește povestea. Ma, e și o treabă de hazard, sau cel puțin la unii așa pare. E o treabă de, de un hazard de... Nu-ți vine să crezi... Adică, mie mi-e foarte greu să-mi explic, că, de pildă, succesul lui Guns and Roses. Ok, e o trupă care, mu muzical vorbind, sună închegat, sună bine. Erau niște băieți cu foarte multă cocaină și alcool în nas, care pur și simplu peste noapte, după ce au lansat un disc, s-au umplut de bani. Și în continuare este una din cele mai vândute trupe din lume. Este un mister pentru mine cum se întâmplă asta. Au reușit să scoată într-un turneu de un an jumate 650 de milioane în casări din bilete la cât la 30 de ani? Wow! Da, este bine. Atunci era încă perioada aia de star, de star system în, în plenitudinea lui. Adică cumva era, te împingea toată lumea, casele de discuri, media... Acum, nici măcar nu mai vezi, mai, nici măcar nu mai vinzi muzică. Deci, cumva era un alt moment, dar uite că. Un album care, în continuare, un album care lovește în public, schimbă total cursul carierei. Pentru că la, apropo de asta, mă gândeam nu ne știu, cel puțin 10 artiști care cântă cel puțin la fel de bine ca Cave, dar nu știe nimeni de adună nici 300 de oameni. Așa funcționează lumea muzicală. Mă uitam... Uh, Ai am fost, am fost la Cure, bineînțeles. Wow, ce concert! Am fost aici pentru că nu eram, dar ah, am văzut okay. același concert, cum ar veni din același turneu, la Madrid, la medcul, Deci tot vara asta. Trupa asta este un mister pentru mine. Pentru că Robert Smith, mă, el nu este... Uh, uh, cum îi zice... Uh, clasicul uh, uh, rockstar sexy. N-are nicio treabă. cu. contra, cumva. Nici o da. treabă. Uh, cumva ca și Pixis, iată. Uh, da, a, 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 cumva anti-rockstar. Da, exact. Uh, cu niște piese, a, cel puțin astea de la Cure, care, băi, până ajung la versuri, te poartă până tot soiul. de. Tot, soiul te... și, tot și la Cure este surprinzător totuși Uite cât, ce cât ce de sunt, simplu da. a rămas setup-ul, instrumentalul. Pentru că acum majoritatea trupelor foarte mari vin cu foarte multă sculă în spatele celor pe care le vedem noi, aproape ca în studio, vin cu compresoare, vin cu plăci de sunet, vin cu mulți tehnici, mulți sunetiști, cumva să sună altfel. chiar sună cumva natural, cum au sunat întotdeauna, presupun, în ultimii, nu știu, 20 de ani, să zic. Că... Nu m-am prins dacă știți, se tot spune că sunt foarte multe trupe care mai cântă cu niște tracuri rebăgate. mai păi, nu a, mi s-a la chior. Păi tocmai nu cred că s-a întâmplat la chior, deși e posibil că e foarte greu să-ți dai seama, dar este și normal, pentru că uh, cumva felul în care se face muzica a evoluat atât de mult, încât e foarte greu pentru fiecare lucru care vrei, pe care vrei să-l auzi, să-ți aduci un om care să-l interpreteze. nu? Acum oamenii când fac muzică în studio se adaugă zeci de sunete nu poți să le facă cinci oameni pe scenă și atunci apar trac, nici nu poți să sune la fel, pentru că instrumentele virtuale, software, nu poți să le reproduci cu instrumente normale. Poți să le faci să sune asemănător, dar nu la fel. Ei, hey, și atunci ai de ales, ori vii cu o orchestră după tine, ori vii tot cei 4-5 oameni și atunci adaugi backtrack-uri. Deci e cumva e o chestie normală, puțin greu de înțeles pentru că automat te duce cu gândul la playback. Doar că, da, trebuie să știi să faci diferența asta dintre oamenii care se prefac să cânt, că se prefac că interpretează și de fapt e vocea lor acolo și faptul că mai apar și alte sunete care întregesc muzica pe care poți să o interpretezi live și pe care probabil altfel n-ai putea să o interpretezi live așa. Care a fost concertul din control care a adunat cei mai mulți oameni? În afară de, Bă, de, șuie, că... de celebru șuie aparut de după de 30 decembrie, care acolo întotdeauna e plin, nu știu cum. Bă, da, dar s-ar putea primul soan să fi fost. Acum e greu, pentru că au fost multe care au adunat același număr de oameni, pentru că s-a atins capacitatea sălii. Deci în momentul ăsta mi-e greu să spun că au fost destul de mulți. Sau probabil întrebarea corectă era la care a avut o surpriză, că a fost, hai să zicem, sold out Sincer, sau am tot. avut surpriza la primul soans. Nu mă așteptam, sincer, să știe atât de multă lume de soans în, în România. În rest, am avut destul de puține surprize. A fost un concert la un moment dat cu Dan Lesac vs. Crobius Pip. Cred că acela a fost primul concert, cred că era în al patrulea an de control sau al treilea sau al patrulea, primul concert la care am câștigat bani. Pentru noi a fost ceva incredibil ca la o trupă străină să câștigi bani din, din biletele de intrare. Ăla a fost primul. Știu că și eu și Andrei am zis, wow, de deci se poate, am câștigat bani dintr-un concert. Deci acolo, ăla să zic, a fost o surpriză. În general, acum de atâta timp îmi dau seama destul de repede unde o să fie bine sau rău, pentru că avem tot felul de marker din ăștia, din social media, adică... În momentul ăsta eu, cel puțin, sunt destul de greu de surprins și pozitiv și negativ, dar într-adevăr sunt trupe. De exemplu, o, o trupă mare, Sifil, din anii 90... Mare în sensul nostru, mm -hmm. în, da, mare, da, da. în sensul general, care pentru pasionații de electronică, dar da, oricum. Care mă așteptam asta. să adune mai multă lume, a venit foarte puțină lume. Am fost surprins negativ și în special pe zona asta mai foarte underground, am fost de mai multe ori surprins negativ să spun așa, dar da, până la urmă... Uh, na, suntem într-o zonă unde n au apărut lucrurile astea. Nu prea aveai unde să le auzi. Eu. Nu este o... Nici nu avem în România un soi de istorie de asta, mersului la concerte. Uh, na, când am fost, de exemplu, la Guess Who, care este la... în Olanda și va fi chiar în weekendul ăsta, erau oameni de 70 de ani care stăteau ca niște copii rezămați de scenă în primul rând așteptând să înceapă concertul. La noi n-a fost povestea asta cumva. Adică părinții noștri, bunicii noștri, probabil nici nu erau mari ascultători de muzică și nici nu aveau acces la concerte. Și atunci se formează destul de greu. Și asta e o problemă, pentru că, de exemplu, mă așteptam ca după 10 ani, de când s-a deschis control, mă așteptam să fie cel puțin vreo 5 locuri de genul ăsta, știi? cu care să uh -huh. ne luptăm, vine care aduce cele mai tari trupe. Dar uite că n-au mai apărut. Deci uh, e o problemă. <i weave> mă amuzam zilele trecute cu un prieten, zic, băi, zic, tu dai seama că noi o să fim fix prima generație aici în România, fix prima generație de oameni care am putea fi, la, adică numiți și metaliști sau whatever, oameni din zona asta, care până acum, pur și simplu, o, o, un soi de schimbare de paradigmă. <af ahí> Da, s-a paradigma pentru să fie amuzant. că a fost o pauză foarte mare. Într-adevăr, s-au întâmplat aici niște lucruri, în special ca acces la muzică, prin anii 70, înainte de perioada aia dură a lui Ceaușescu, anii 80. Prin anii 70 ajungea muzica la zi, probabil nu chestia underground, dar toată lumea auzea Rolling Stones, Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple, ce era pe atunci. După care... Toată perioada asta Punk, post-punk, nu prea a apărut pe la noi. Uh, chiar și eu, partea de post-punk, eu am prins cumva partea de asta, de New Romantics, care a urmat după post-punk și era mai pop, așa, de asta, pe Boys, genul ăla de, de trupe, cumva New Wave-ish, să le zic așa. Dar tot ce s-a întâmplat din la 75-76 până... Prin 83-4, habar n-aveam de pil, de din nume mari. asta le-am descoperit la Revoluție, cumva. E, și atunci, automat, a fost o pauză și, da, noi am fost primii, că am avut noroc cu vârstei, cumva. Eram acolo, na, eu la Revoluție aveam 18 ani. Normal, fiind pasionat de muzică, am încercat să recuperez foarte repede. E, Cred că oamenii ăștia care, hai să zicem, spre diferență de noi, sunt mai departe de... n-au această pasiune pentru muzică, știi? Uh, n-au cum să-și dea seama că această pasiune, uh, când este comună la doi oameni sau mai mulți, bă, chiar poate să creeze prietenii pe viață. Și bă, cred pe vremea lui Ceaușescu se, se creau prietenii... Să creau mici grupuri, știi? Sau mai era ca, ca, gașcaia de oameni care schimbau viniluri în fața la muzica sau în târg, la vitan? Absolut. Păi toți prietenii mei așa importanți, actual, nu m-au mai făcut prieteni atât de Exact mari, asta voiam să spun eu. Îi știu din anii, la începutul alor 90 de prin cluba. Dar toți oamenii cu care să zic că țin legătura, bine, cu două, trei excepții, îi știu de atunci. Păi, inclusiv pe Andrei, asociatul meu, și foarte multă lume care și acum face chestii în zona asta. De atunci, destul, bă, prieteniile mele cele mai mari s-au legat în jurul muzicii. E clar. Revenim la control. Control are și. întotdeauna am avut și. cum îi zi? Tu ai zis, cultură de clubbing. Eu o să, să numesc asta. Că știu ce se mai întâmplă prin București puțin cosmopolitism, puțină decadență, puțin hedonism, cât de departe este sau de aproape de ceea ce se întâmplă, hai să zicem în Berlin. Eu când am fost, am ajuns la un moment dat în Berlin, odată am plecat cu prejudecata că nu să văd femei frumoase și am fost surprins, ai văzut numai femei frumoase, jur, deci nu venea să cred. Și am văzut și ce se întâmplă pe acolo prin cubluri. N-am ajuns la Berghain. Am, 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 o, am, o, am o problemă cu statul acolo, de când mă ținea mama la în copilărie, la mă trimitea să meaurăția, până da, să merg până uh, acolo încât uh. ai un paznic, uh, ai un paznic. Ai pe cineva la intrare care nu lasă pe oricine și așa mai departe. Cât de aproape? e? Uh, avem un paznic care nu lasă pe oricine. Doar că nu atât de departe, pentru că nu e atât de multă lume. În Berlin, lucrurile astea întâmplându-se deja de zeci de ani, din anii 80, să spun, poate și mai devreme. Eu știu doar perioada asta în care au ajuns acolo Nikkei și așa a devenit Berlin un pol cultural alternativ, să zic, important. Acolo cumva există pentru orice nișă un public. Și Asta e o problemă la fel, care la noi cumva au existat la un moment dat doi termeni. Erau cluburi și discoteci. Și consideram că no, discotecile sunt niște locuri în care te duci să dansezi, dar clubul cumva, prin definiție ca termen, este un loc în care se întâlnesc niște oameni care au o preocupare comună. E pentru că mereu avem problema asta la intrare. Domnule, de ce nu mă lași să intri? De ce ne discriminezi? De ce? E, nu vrea nimeni să discrimineze. Ideea este că a, a, cumva clubul înseamnă o anumită nișă. Acum, într-adevăr, s-a pierdut povestea asta pentru că absolut orice loc care să deschide club. Acum a, de a, a apărut o denumire și mai haioasă, hub. Acum ce nu am deschis, este un hub, este un club. E, clubul din start presupune un soi de bulă. E, cei din Berlin cumva reușesc să-și păstreze bula, <laughs> adică oameni care cumva știu ce se întâmplă în clubul respectiv, natural, pentru că sunt mulți, sunt mulți turiști, sunt mulți oameni care s-au mutat, numai eu știu, zeci de oameni și clienți de clubului și colaboratori și DJ și muzicieni care s-au mutat la Berlin. Asta vin acolo din toată lumea. Vin și turiști, mergem și noi, să spun așa, când, în weekenduri. Eu mai puțin. Deci, um, noi nu avem încă asta, deci nu putem să spunem, noi pe nișa de post-punk avem o mie de oameni care îți într-un loc și atunci nu poți să faci locuri foarte nișate. Pentru mine, idealul ar fi fost nișarea aia din primii ani de control. Adică, că clubul X face post-punk, clubul Y face techno, clubul face Z reggae. face house, uh, face uh, reggae, uh. face hip-hop, face... Nu avem suficient public și atunci publicul se amestecă. Ne fiind multe locuri în care se cântă în București, automat cunoscând destul de multă lume, nici nu poți să refuzi oamenii, să-i spui, Bă, nu, tu nu poți să cânti aici că ești din alt film. Deși poate ar fi normal. Și atunci cumva se creează un mix de asta și atunci nu poate fi chiar Berlin. Multă lume se supără, pentru că încă sunt oameni care se așteaptă să fie o nișă clară și mulți neceartă, domnule, vă S-a schimbat, s-a schimbat lumea, nu mai e același lucru, va schimba programul. Ne-a schimbat programul, dar până la urmă și locul te trage pe tine, știi? Nu poți doar tu să-l. nu poți doar tu să 100% să controlezi ce se întâmplă acolo, că tot e control, știi? E ca la jocul ăla în care ești cu o perie în fața unei bile, știi? Cumva noi asta facem. Cumva trebuie să ținem cont de realitățile locului. Și nu e atât de mult public, asta este. Dacă ar fi lumea care merge în Berlin la cluburi aici, ar fi toți niște oameni foarte fericiți, probabil. Mă uitam și nu știu cât e treaba de marketing, dar s-ar putea să fie. Spre exemplu, găsești pe YouTube tutoriale despre cum să intri no, no. În, în bergăin. No, no, no. Cum să te îmbraci, uh, șansele dacă ești bă bărbat singur să intri nu prea sunt. Uh, de asemenea, dacă... Dacă mai ești cu un prieten, tot nu intri, întotdeauna trebuie să fie niște prezențe feminine, sunt niște reguli foarte clare. Lucrurile sunt foarte stricte. La noi nu sunt atât de stricte, dar țin cont de niște lucruri. Ca, adică, de exemplu, să nu intre 10 bărbați deodată împreună. Dacă mm. mai sunt și beți și englezi, e mai dificil. Deci sunt uh, niște chestii care țin de aspectul fizic, să spun, ceea ce e puțin caragios, <sus> pentru că este, este cumva. Uh, nu stau eu la intrare, nu stă nici Andrei, asociatul meu, cumva e o chestie subiectivă, știi? Doar că din ce am văzut și am fost la loc, în locuri de genul ăsta, nu numai la Berlin, și la Barcelona, și în Anglia, acolo lumea știe că vine unul și spune Not a night, sir. Și tu zici, mulțumesc, la revedere, vin data viitoare, știi? Aici lumea e, nu concepe. Cum ai că să nu mă lase pe mine să intru în club? Și mi s-a întâmplat, cred că și mie, când am vrut să intru în Adidas, în clubul Office foarte mulți ani înainte Anii 90. și am fost foarte supărat pe mine să nu mă lase să intru un club cum e posibil așa ceva probabil că tocmai cultura asta de clubing te învață că se poate întâmpla și așa ceva <hie> și asta e o problemă de a noastră pentru că oamenii ne scriu a doua zi supărați, oh, a de la intrare nenorociții, nu ne-au lăsat să intrăm. pare foarte rău <hie> ce să fac <hie> Nu putem să, la fiecare om care intră, să facem un soi de ședință, uitându-ne pe camere, ăsta da, ăsta nu. Cumva e o chestie subiectivă și nu vrem să se simtă nimeni rău, dar cumva trebuie să ținem cont de specificul locului. Asta e nu, este vreo, nu există vreo aplicație care să spună, băi, sunt atâtea femei în club, stația bărbați, poți să hai să le S-ar putea să, să existe, dar nu, cumva e la ochi. Dar contează și lucruri de genul ăsta. Pentru că dacă sunt 70% bărbați, e puțin mai dificil. Deci toată lumea trebuie să se simtă bine. Dar nu, nu e o chestie foarte strictă la noi. Sunt niște reguli cumva mai mult de așa, de bun simț, să spun. Nu, nu, nu avem reguli foarte stricte. Ar fi și o nenorocire, probabil. Am stat toată ziua să ne certăm cu oamenii pe Facebook. <laughs> Ce m am amuzat iar la, la Bergain, șeful celor care stăteau la intrare și care stătea și el, era un tip la vreo 50 de ani, cred că cu el are și mai mult, cu tatuaje pe față. Da, da, a fost în control. Ah, ok, da, a deci știți, da, că care este și, și fotograf da, și poet. El, și... Da, el este și fotograf și a, a trecut prin România, vrea să-și facă o expoziție de fotografie, nu cred că a mai făcut-o și într-o seară a venit în control. Da, ce tare! Da. Și a stat la povești? Nu, eu n-am stat, nici n-am fost în seara aia, dar am aflat, apropo de discuția de dinainte, cu cine te mai întâlnești. Deci cu șeful uh, oamenilor de la... Cu Sfântul intrare. Petru de la Berg. <laughs> exact, a fost un control și el. <laughs> și a reușit să intre cu lumea. <laughs> Am înțeles, da, eram foarte curios cum, cum, stau aici, cum stau lucrurile aici spre diferență de Berlin și cum e lumea, de fapt, pentru că mă, Bucureștiul ăsta are și o, -o boemă care câteodată... Uh, od Mie mi se pare că foarte mișto, câteodată mi se pare foarte toxică. Mai mult de atât, mi se pare că, s -a, s -a, bineînțeles că n avea cum să fie altfel, s-a tot schimbat, cel de când sunt eu viață. Într-un fel era în anii 80, altfel era în anii 90 ce ani interesanți. By the way. acum am privire retroactivă. Foarte interesanți. Și da, vreau să te întreb pe tine, că, care uh, ai, ai contact cu lumea asta zilnic, spre diferență de mine, cum s-a schimbat boema asta a Bucureștiului? Boema Bucureștiului, în primul rând, în momentul ăsta, vine mai rar la control. Pentru că sunt niște oameni care, în general, preferă lucrurile mai mici, mai nișate, unde să stea între ei. De fapt, Boema asta, de câțiva ani, este numită hipster. Okay, da. Nu cred, nici nu cred că mai există povestea asta. Oricum, e un termen destul de ciudat și interpretat de fiecare cum a vrut. Dar, în general, să zicem că sunt oamenii care tot timpul vor ceva nou, vor ceva spectaculos sau chestii uh, culturale. Uh, odată ce uh, zona asta a început să fie activă, să spun așa, politic, într-adevăr, lucrurile s-au mai separat. În sensul că acum mai mult ai discuții politice cu oamenii decât muzicale cu oamenii. Acum 10 ani, ca să fii hipster, să spun așa, trebuia să știi trupe, case de discuri, dj care, unde, ce-a Da, asta e trist ce-mi spui. No. Acum cumva lucrurile au devenit mai politice, probabil din cauza vremurilor. Și într-adevăr, nu sincer, nu mai văd genul ăla de boiemă cu care am fost eu obișnuit, să spun, în anii 90, în anii 2000. Eu nu mai văd acea boiemă, dar probabil și am și ieșit eu din... Uh media de vârstă necesară, în sensul că nu mai am, nu mai am așa contact direct cu oameni foarte tineri, să spun. Adică... poema veche cumva a rămas. fiecare cumva s-a dus în direcții diferite. Mai sunt oameni care se întâlnesc. Adică mai știu încă oameni din poema anilor 90, mai trec pe la club. Înțeles, mă gândeam că controlul este un soi de epicentru care încă atrage... Este într-un fel, dar din păcate nu mai au eu, nici eu nu mai stau atât de mult pe acolo. Adică acum câțiva ani și putut să spun cine sunt oamenii, cu, cu, ce se ocupă, ce muzică ascultă. Acum nu mai mi-e atât de clar, pentru că nici eu nu mai pot să stau atât de mult noaptea pe acolo. Stau mai mult ziua, să mai... Deci nu, nu mi-e foarte clar în momentul ăsta care e boema. Și nici nu mi-e foarte clar dacă e la noi. <laughs> um... Eu am marele noroc de a avea doi prieteni care au 25 de ani fiecare. Ceea ce mă ține pe mine într-un contact cu o generație la care nu am acces în fiecare zi. Da. Că stau cu baba lăcii mei ca a, bătrâneia doi din păpușile. Mapeți și comentăm tot soiul de lucruri care se întâmplă. Iar când mă întâlnesc cu ei doi, pur și simplu este foarte, pentru mine cel puțin, este foarte refreshing. Pentru că am acces pur și simplu Știi, Bucureștiul ăsta mi se pare că are foarte multe românii în el. Și uh, ei sunt una din, din, din ele. Și una chiar foarte sănătoasă. Care uh, sunt uh, și foarte limpede de publicul care se duce în ceea ce îmi place cum s-a branduit, marțea în control. Marțea în control, Știi? Da. Și fac parte din acea categorie de oameni. Și zic, uite mă, e ceva ce mișcă aici și care mișcă, cred, la un mod foarte sănătos. Ei sunt niște tip pe care eu îi văd foarte rațional și foarte, foarte tens la ce se întâmplă. Unul este actor, unul se ocupă cu alte, cu alte probleme Bă, de gen. Exact asta spun, e teamă că boema nu mai are cumva în momentul ăsta același înțeles pe care îl avea când eram noi, făceam să spun așa parte din ea, în sensul că oamenii nu mai beau atât de mult, oamenii tineri. Pentru noi... Să te îmbeți, era un soi de chestie fundamentală. Da, <laughs> da, oricum, 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 da, se învârtea absolut orice poveste. Și că e întrebare, băi, bă, mă duceam atât de mult în club în anii 90, de unde aveam ația bani? Exact, dar, da, păi, tocmai problema în anii 90, cel puțin în primii doi, era că te duceai fără niciun bani și te întorceai beat acasă. <laughs> nu nu erau cu totul alte veuri. Acum, într-adevăr, oamenii mi se par mult mai... cei tine? mi se par mult mai... Uh mult mai normali într-un fel. Adică probabil faptul că după Revoluție cumva noi am vrut să fim, să scăpăm atât de mult de, știi, la noi Revoluția a mai continuat câțiva ani, Revoluția noastră, și am avut tot timpul să fim uh, altceva. <laughs> Acum, în momentul ăsta, lucrurile s-au așezat, oamenii fac tineri, fac studii în străinătate, deci cumva nu știu dacă există o boemă de asta artistică, cum era pe vremea aia. Acum cred că e puțin altfel. Sunt oameni mai serioși, nu beau atât de mult, ajung pe acasă, nu, nu, nu li se face rău atât de des. Așa cred, s-ar putea să mă înșel. Da. S -s 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 mai, Deci nu prea să mai strâng beții vii jos dimineața? Uh, nu prea, nu, nu. 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 Da, cumva... Până acum, cred că chiar până acum șapte, opt ani, asta era o poveste. Acum simt că lumea abia rațională, ceea ce e foarte bine, într-un fel. Nu înțeles. Da. Da, da, interesant. Pentru că, băi, este, hai să zicem, cred că nu exagerez dacă folosesc termenul miracol, cum în nenorocirea în, în asta noastră de București, care, până la urmă, e, are și niște, niște chestii foarte frumoase în el. Are niște străduțe, într-un fel. Are este safe față de alte orașe, este, este una, cel mai safe locuri. Safe, da, nu, știu este, dacă e, da. nu știu cât e meritul poliției, sincer, habar n-am, sau al oamenilor. A, adică în momentul de față cred că o femeie uh, poate să ducă să se plimbe noaptea aia pe bulevard, hai să zicem, după străzile naturale în Rahova și nu se ia nimeni de ea. Cu siguranță, cu siguranță. Mi-aduc aminte de 90, anii, 90 nu când, să, Spre exemplu, când vreau trebuia să duc o prietenă la capătul lui 14 în Pantelimon, acolo unde e Cora acum, eram, tremuram Adică avea minima câte un purice că ajung în zona aia. Acum acolo este cora, Deci nu, mi se pare că este na, cel puțin din capitalele prin care am mai fost, mi se pare cel mai safe oraș posibil, sincer. Și ai, uh, uh, ai atâtea România aici. Ai, ai tot soiul de oameni și un sistem destul de nevrotic de, 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 a, funcționa, uh, de a funcționa cu un trafic absolut neprietenos. Uh, băi, și cu uh, și cu lucruri care merg foarte adesea la modul haotic și dacă ți iese ceva, dacă reușești să faci ceva care să-ți iasă, este pentru că a fost un hazard acolo care a fost de partea ta. Înțelegi ce zic? Și tocmai Sigur. A, aici este uh, pentru mine mirarea că o poveste ca asta, de clubbing, de, de, de boeme, de, de tot soiul de muzici, poate să funcționeze și poate să... Adică, lasă-mă să fiu mirat că, că e sold out soans. Wow! Ce surpriză! Ținând cont de ce spuneam înainte, istoria noastră a poporului nostru, să spun în zona asta, da, este wow! De asta m-am mirat și eu foarte tare la primul soans că a fost sold out. Nu mă așteptam să vină 100 de oameni, sincer. Atunci, într-adevăr, nici nu aveam mijloacele de acum, care sunt puțin mai bine. Tehnologia a mai evoluat. Acum pot să-mi dau seama mai bine cine o să vină, cine nu. Atunci, cumva, am zis, wow, chiar am scăpat prea mulți oameni în sală, neașteptându-ne o să fie soldat. Ce muzici da, mai asculte pe acasă? Eu am dat în pasiunea cu vinilurile și e o, e o, discuție de care nu mă satur niciodată. E o pasiune foarte dură și eu tocmai am renunțat la ea de ceva timp. Dar asta revine, dar asta revine, revine, cumva periodic. aveam momente în care mă duceam la Londra să-mi iau vinilurile Deci cumva era. Da, am renunțat la ea. Ascult muzică foarte diversă odată pentru că e esențial chiar și pentru club. Lăsăm la o parte faptul că sunt un pasionat din și pentru club e esențial să rămân fresh. Adică să știu ce se ascultă acum cum, ce apare nou, pentru că na, tot timpul mă raportez la discuțiile pe care le aveam la facultate cu colegii mei la începutul anilor 90, care îmi spuneau, domnule, muzica s-a terminat în anii 70 că după le zăpăli n-a mai fost nimic și eu le spuneam, cum? Că acum este cea mai mare efervescență. Ești, nu, nu, nu. Totuși, deci cumva nu vreau să ajung acela, om. Adică Înțeles. să spun vremea mea, discursul pe vremea mea. Da, exact, da, pe nu s-a mai da. întâmplat nimic. Totuși, nu Se face foarte multă muzică Ținând cont de faptul că a devenit producția mult mai ieftină și aproape că poți să faci tu muzica acasă și să în trei zile să fie pe Spotify, din chestie care nu se întâmplă atunci, țin minte că așteptam să apară o casetă la romană cu nu știu ce, cu nici nu mai știu, cred că tromblemonda lui Pixis îl așteptam și o ascultam de o de ori. Acum e atât de multă muzică la dispoziție, încât pur și simplu e foarte și nu înțeleg cum mai fac oamenii care n-au un soi de cultură muzicală și nu știu de unde a venit lucrurile nu știu cum reușesc să discearnă în toată explozia asta de muzică pentru că uite de exemplu și eu mai mă salvez prin Spotify, mai salvez chestii care mi-au plăcut dar îmi salvez atât de multe că la un moment dat ui de ele. Unii au cântat în control săptămâna trecută în deschiderea la deștat, de trupă se cheamă șt, așa, SHHT, și uh, a trecut ori. Eu n-am fost pentru că a avut se mai Michael Gira cu o zi înainte și Lia Porcelain cu două zile înainte, n-am mai rezistat la treia seară, după care... Mi-a zis cineva, uite ce tare au fost ea din deschidere de la deștat, cum, și, și mă duc și găsesc la, la lucrurile mele salvate, deci chestii pe care mm -hmm. le-am ascultat, le-am plăcut și le-am salvat să le am acolo, să știu de ele. Deci cumva, e foarte multă muzică și uh, uh, cum vrei să spun nume sau uh, ascult multă muzică nouă să, în care apare anul ăsta, să spun sunt foarte la curent, cred eu. Cel puțin cu zonă, anumită zonă. Nu pot să ascult pe toată, că e prea multă. Măi, eu, 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 știu poveștile alea când veneau diversi de până alte cluburi și furau, nu știu dacă cu șazamul playlist-ul de la control. Dar da, te întreb, da? pentru că s-a dat, de multe ori s-a dat tonul acolo, de la, hai să zicem, faptul că eram o mică comunitate care îl știam toți, să spunem generic Nick Cave, dar acum lucrurile s-au schimbat și întreb, eu având surpriza a, având odată pretenția la mine că știu foarte multe nume și cum sună, și că o la parte care este reconociu, măi văd foarte multe la, nume la voi despre care habar n-am, dar momentul în care le ascult, băi, wow, ce, ce surpriză am da, cu eu, aia, cu aia, cu aia. Asta zic, eu încerc cumva să am habar, deci cumva sunt cumva tot timpul la curent cu ce se întâmplă. Și în de asta tipă. întrebam că mă gândesc că, măi, voi este. Nu-i puțin lucru să dai tonul. Și controlul de tonul, aia. Mulțumesc! <laughs> da, e, e, un efort făcut pe care alții nu prea și-l permit în București sau dacă și-l permit, cred că da, se ocupă de alte nișe. Care și alea, am văzut că bă, nu vin mai mult de 200-300 de oameni. Da, exact cum spuneam, sunt, sunt, sunt foarte multe genuri, subgenuri, stiluri, substiluri și sunt totuși destul de puțini oameni pasionați de asta, pentru că nici nu e ușor să fii pasionat de asta, trebuie să ai și timp, cum spuneam, să asculți atâtea chestii, trebuie să, chiar asta râdeam la un moment dat cu cineva, la un moment dat, când eram tânăr, așa cumva, conta foarte mult pentru mine dacă omul din fața mea știa muzică sau nu. Era un soi de apreciere sau de dispreț. Cumva. Da, Apartamentul la grup, da. au auzit de Nick Cave, pleacă pe de știu. Oamenii sunt ok, nu toată lumea uh, are pasiunea asta. Sunt oameni care sunt uh, și am și eu prieten care sunt, de exemplu, mai pasionați decât de, decât de literatură, de exemplu. Și atunci, și sunt foarte buni <laughs> pe literatură, habar n-au de muzică. <laughs> deci. Um, uh, da, nu mai știu unde vreau să ajung. Cu la muzică, asta, vorbeam dar... de muzică. Adică, știi, eu cred în control am aflat că există, de pildă, aveți voi un, 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 un domn care lucra acolo, care era, dacă mi-aduc bine aminte, era mic de statură și chiel, și care mi-a povestit la un moment dat că are niște discuri cu Black Sabbath cu o zi care cu alte versuri decât alea care A, au apărut wow. oficial. <laughs> wow, de unde le-ai Nu știam că există, ele chiar există. Da, nu, da. Nu, nu știu povestea asta, tare. Da, 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 zic, eu uite mă, ce, câte, câte informații afli aici, din, din punctul ăsta de vedere. Da, s-au adunat acolo destul de mulți oameni pasionați, serios de muzică, care chiar știu tot ce se întâmplă și uh, na, sper să continui asta. Și sunt cumva așa sentimental de povestea asta, pentru că născut, crescut în sălăjan, uh, acolo erau tot așa gășculițe pe, pe, entuziasme. Erau unii care erau pasionați de NBA și care știau rezultatele. Dumnezeu știe cum, dar știau rezultatele fix a doua zi. Wow. Da, de, de ce se întâmplase. Știi? Alții erau pasionați de fotbal, sau mă rog, majoritatea de lor o minge, da? Așa. Și eram ăștia cu muzica și uh, care, care, repet ce am spus mai devreme, am, 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 am am creat prietenii pe, pe, pe viață. Okay. Și cred controlul a, nu știu, cât mai are acum, dar la. Pe vremea mea, ca să zic așa, pe vremea mea, a, a, era, era acest nucleu de unde mai tot soiul de oameni. Și acum este probabil, mm -hmm. sunt cumva alți oameni, dar mm -hmm. pentru că acum, cumva fiind un spațiu mai mare și uh, deja având un public mai mare putem să -și facem și mai multe lucruri pe care nu ne-am fi permis să le facem uh, acum câțiva ani și am acoperit și alte zone. De exemplu, facem o serie luna de jazz, dar de jazz nou. Eu, cumva, nu e jazzul de sala radio unde stai uh -huh. așa. De, e, sunt trupe noi, adică jazz combinat cu electronică, cu rock, cu post-rock. Tot la fel încercăm să aducem numele cele mai interesante din zona asta și și acolo să adună niște pasionați cumva care se mai apropie cumva de vârsta noastră și oameni care știu foarte multe lucruri. Cumva, ăsta este locul. Întâmplându-se în general lucruri de nișă, se adună și oameni care sunt preocupați de asta. E, tu ți imaginezi acum că... Hai, it's just a mind game. atâția oameni care se adună acolo, da? Pe, pe, pe diferite tipuri de entuziasme și mi ai zis că vorbești foarte multă politică. Păi acolo cred că e locul în care s-ar putea naște niște partide noi. Ce nu te simți responsabil? <laughs> nu, pentru că tot timpul am încercat să ținem deoparte povestea asta. Adică cumva. Sunt locuri care cumva sunt mai active politic. Noi cumva tot timpul am zis, lumea e diversă, evident că avem și noi opinii politice, dar am încercat cumva să lăsăm spațiu pentru muzică, pentru că po poveștile politice polarizează foarte repede și atunci uiți de fapt de ce suntem acolo, știi. Asta e o mare problemă în momentul ăsta, în care oamenilor li se pun niște etichete neștiind foarte clar ce e cu ei doar pentru că au anumite opțiuni politice. Deci e o, e o chestie dură în momentul ăsta. E așa un stoi de, de agitație politică destul de mare. Sau cel puțin așa o simt eu. Uh, e întrebare corectă asta cum se simte. Știu că de pildă sunt foarte multe, sunt foarte multe nu foarte multe, dar sunt câteva voci care mai strâmbă din nas la, 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 la politicile astea progresiste și genul de partiuri, ați avut vreodată probleme de genul ăsta cu oameni care au zis, băi, nu mai cântăm acolo pentru că așa și pe dincolo? Nu, nu, de asta am avut, probabil tocmai de asta, că n-am fost cumva niciodată regimentați, dar în fine, tot timpul am avut grijă ca lucrurile să fie normale, știi? N-a trebuit să le punem noi. De exemplu, mi-e foarte greu să înțeleg chiar și conceptul ăsta de gay-friendly deci nu s-a pus problema vreoată la noi de așa ceva, pentru că sunt, suntem toți niște oameni pasionați de muzică. Ne? E, faptul că niște concepte de astea ies în față și creează un soi de polarizare, a, păi dacă vin aia nu vin eu, păi dacă vin ceilalți nu vin eu. O singură dată am avut o problemă cu o trupă de hip-hop, care avea niște versuri ă, destul de agresiv ă, homofobe. Agresiv, în sensul că uh -huh. ieșim să le dăm cu bâta, știi cumva, și atunci am anulat un concert după ce am avut uh, uh, un feedback destul de. Pe hate speech, de... să spunem. Uh, uh, da, atât. În rest, nu, n-am ținut cont de asta și am avut și grijă cumva să nu uh, avem să întâmple lucruri vădit politice. Lucrurile se mai schimbă, e cumva chiar și vedem acum ce se întâmplă cu. Morisei, de exemplu. Uh, cumva lucrurile de. O, Sărmanu, da. se, se politizează cumva într-un mod absurd pentru mine. Da, e prea, mult, că e prea mult. mult. e prea Și mult. știi, mai e această, mai există acest aspect pe care cred că mi l-a explicat un ziarist la un moment dat uh, din zona Cațavencu. care mi-a zis că este. Destul de simplu, sau mă rog, este o găselniță foarte bună, mai ales din punct de vedere al presei, să pui etichete pe diverse personaje, personajele nefiind neapărat în eticheta respectivă. cum Am acum exemplu Văcărui Bețiv. Văcărui nu era un bețiv, pe bune, pe bune, omul nu era. Dar fața, fața pe care o avea ajuta această parte a presei să-i pună foarte limpede de această etichetă, știi? Voi ați avut parte de, de etichete de astea? Au venit oameni cu tot soiul de... Etichete puse clubului. Clubul Clubului, da, oamenilor de acolo... Păi, în fine, am avut o felul de etichete. În primul rând că era povestea asta cu rocării versus electronicii. Pentru că la un moment dat noi eram într-o situație destul de haioasă, în sensul că rockerii spuneau că suntem de ăștia electronici care cumva, pentru rockerii erau echivalau cu cocalarii, ah, pe cocalari de ăștia care ascultă house, iar cei care ascultau house ziceau a rockerii ăștia, știi, era perioada aia, cred că atunci la începuturile clubului, când încă... Uh, găștile astea erau foarte clare. Adică dacă ascultai rock, nu suportai nimic ce ținea de house, dacă ascultai house, nu suportai să auzi o chitară. Ceea ce era absurdă, cumva, dar... Aș, la fel, fiind lume puțină, tot timpul s-au polarizat, cum erau în 90 de peșari. Asta, da, da, asta e o poveste uh, întreagă, Robert Rolling Manchi, Stones cu, de cu, cu de Beatles, da, da, de... Eu treabă de testosteron, cred, da, aici. Exact, și, da, exact, și din ce gașca aparții și, na, la un moment dat mai schimbai gașca dacă era cazul... E, cumva, în ultimii ani s-a cam... Omogenizat. S-a mai închis asta pentru că și, na, de exemplu, DJ-ii au început să-și facă trupe să cânte live... Uh, trupele roca au început să cânte tot mai electronic, nu? chiar acum e un soi de... Uh, e un soi de revenire a sinturilor, știi, după ce oamenii și-au tot redus pe scenă echipamentele, încât craver care cântau la niște dulapuri au ajuns să cânte cu laptopuri, uh, acum se întâmplă invers, toată lumea începe să-și ia E ca revenirea vinirului, acum este și revenirea sintetizatorului, în care toată lumea începe iar să-și ia sintetizatoare cât mai multe, cât mai mari, ca la telefoane sau chinuit telefoanele să ajungă mici, acum ajung chiar mari. Deci, cumva sunt niște cicluri care se repetă. Deci, și, e, și, de, a... e foarte e foarte da. interesant ce spui. Ai de ciclurile astea a, a, se repetă, la, la cât timp se repetă, la 10 ani, la 5 ani, sunt tot soiul de reveniri. Cred muzical, cred că în momentul de față muzical lumea se află într-o ușoară criză și își caută, de asta se merge pe un tip de reinventare că își caută, își caută un nou trend. Absolut și eu cumva aștept să apară altceva, încă suntem în epoca reinventării, adică reciclării unor povești muzicale mai vechi. Sincer, nu mi-e clar dacă nu așa a fost tot timpul, cumva, pentru că automat te raportezi la ceva ce s-a întâmplat. Că acum lucrurile au devenit mai clare în sensul că e 80 revival, 90s revival, 60s revival, revine acum chiar în perioada asta, să zic, în ultimii ani a revenit foarte mult Gary Jew, psihedelic, să-i spun, sau uh, uh, psych rock-ul, chestii de anii 60-70 au revenit acum, Deja a fost un curent de anii 80, acum, iar e un curent mai mult în zona electronică, de artiști care sună exact ca trupele de electro-industrial pe care le ascultam eu în anii 90. Deci, un soi de dark techno de ăsta industrial foarte dur. Tot timpul, dacă ai trăit cumva în sălia ultimilor 10 de ani muzicali, îți dai seama imediat ce că lucrurile revin, acum depinde și cum revin. Știi? Pentru că, de exemplu, poți să auzi o trupă care sună fix ca în anii 80, dar care cumva să să fie prezentată ca ceva foarte fresh. Și eu mă gândesc, mă, care fresh? Că totuși sună unul la unul cu ce se făcea atunci. Și zic ce clapă era, ce Juno sau asta. Știi? Dar probabil că asta se întâmplă și pentru că doar, se schimbă generațiile. Cei tineri n-au auzit poveștile alea și atunci tot timpul le prezinți lucruri vechi ca fiind lucruri noi. Deci e, e dublă povestea asta. E o chestie pe bună și e una după părerea mea relativ fake. Cred că una din cele mai hip chestii pe care le-am văzut în materie de dj s-a întâmplat la Berlin unde, mă rog, am fost invitat într-un club care fusese crematoriu. Nu m-am prins decât a doua zi. Mi s-a spus că prea arăta, mă rog, cum arată un crematoriu. Și era un individ acolo, un DJ, care mixa pe două calculatoare 486, cu monitoare de 486, băgate într-un mixer, plus un casetofon mic și o clapă foarte mică și mai așezase și niște vreo patru neoane, cumva. Și ăla era tot setul lui. Băi, dar suna incredibil. Zic, e, uite, mă, ce, ce găselniță și fix sound-ul ăla, cum să spun... Uh foarte plastic beat al lui 486, dar în contextul ăla omul făcea o treabă foarte interesantă. Da, acolo. absolut. Uite este ce... și varianta bună a povestii. Uite, acum, de exemplu, la concerte am înțeles că cel mai bine se vând vinilurile și casetele. Deci CD-uri nu mai cumpără aproape nimeni, dar cum a revenit vinilul, acum a început să revină și caseta. Deci, uh, Rodion, de exemplu, încă pune de pe magnetofon. Deci la concert cu magnetofonul. Uh... E mișto, e funny. <laughs> și mă enervează la vinilul. Băi, s-au scumpit. S-au scumpit pentru că înainte nu te dai mai mult de 10 dolari 10 pe un vinil. Acum, sub 20 păi da, nu prea găsești că, nimic. Pentru că înainte era o chestie normală, acum e o chestie hip. hip. Vinirile sunt mai mult niște obiecte. Aproape că nici nu le mai asculti cumva. Știi, ți ai luat vinilul, ești un colecționar, tu asculti tot pe Spotify în general și atunci ele devin obiecte, într-adevăr, acum și artiștii ne mai reușim să vândă multă muzică în format fizic și ei au grijă, într-adevăr, să le fac obiecte, adică să simți cumva că ai un obiect de colecție. Rar mai vezi viniluri să le spun ordinare, adică de la normale, negre, cu toată lumea, și foarte colorate, mai groase, mai cu cărți interesante. Deci, cumva, cred că ăsta este viitorul imediat al vânzării de muzică fiică, vor fi, lucruri, vor fi ediții mai mici, limitate dar pentru colecționari pentru că altfel, normal, și pentru mine, sincer e mult mai simplu să-mi dau drumul la Spotify sau la Apple Music decât să ia, pune vinilul du-te, întoarce șterge-l <laughs> Am, am, avut surpriza asta neplăcută cum mi-am pus un vinil și m-am să fac un duș și bineînțeles s-a oprit. A, ok, trebuie să din duș să lasă. Că... Da, deci mi-e teamă că e o chestie într-adevăr puțin forțată. Adică nu știu câtă lume chiar mai ascultă non-stop numai viniluri. Aștept să... Timp. Aștept să văd tânăra generație cu Walkman, știi? După cu cu sigur, casete sigur, și cu ogul, Cred că au și, și apărut. Ar fi interesant. <laughs> pe de-o parte, pe de-altă parte, într-o casă mi se pare că florile, cărțile și vinilurile parcă ajută cel mai mult la design. E, e, e bine să le ai acolo și un, și un pic. Cred că se, în timp se schimbă cumva lucrurile astea. Probabil în curând vor, a, vor folosi doar la design. <laughs> în sensul că și eu, sincer să fiu, nu mai citesc cărți decât pe tabletă de 2 ani, cred. Deci Nu, nu m-am mai cumpărat. Cumpăr foarte multe cărți, dar mi le cumpăr de pe Books sau Kindle sau uh... Da. Deci nu mai citesc cărți fizice, a început spre rușinea mea să mă doare puțin mâna, dar țin mult o carte. Deci cumva lucrurile se schimbă și la fel am fost cumva total. Uh împotriva povestea asta. Un om care a crescut cu foarte multe cărți și cu cărți foarte groase. E, e, tot repet sintagma asta. Suntem ultimii, ultimele bastioane ale generației analog. Da, exact. Mi-a fost și mie destul de greu, dar gândul că în loc să-mi să iau cărți în bagajul de mână în avion, am o mie de cărți pe tabletă, Până la urmă am învins. Mi-a fost greu fizic, efectiv, că normal că ești obișnuit cu un tip de concentrare și când vezi alt tip de litere cu altă lumină, mi-a fost greu la început să mă concentrez, dar acum sincer citesc aproape, nu mai pe, pe, pe tabletă, nu prea mai citesc cărți fizice și cred că spre asta ne îndreptăm. <laughs> Clubul, dar și acasă, presupune, bineînțeles, și o sonorizare corectă. Cât de fiță și cât marketing este în ați compara nu știu ce tip de cablu cu fir de aur înăuntru și cu nu știu ce mufă, RCA și așa mai departe și cât, da, cât, cât, e, cât e, marketing și cât e de fiță și cât, cât funcționează de fapt pe bune? Cu siguranță contează doar că nimeni nu cred că mai are nici urechea formată pentru ceva foarte hi-fi. Și, de exemplu, asta e o problemă a muzicienilor, pentru că, de exemplu, chiar zilele trecute am vorbit cu cineva care a fost într-un studio în București, unde erau niște un sistem de monitoare, un studio de înregistrări, să-i spun, un, un set de monitoare care costa 300.000 de euro, ceva de genul ăsta. E, ascultând muzică pe el, mi-a zis, da, în primul rând că totul ți se pare absurd de bine, dacă e bine, pe de altă parte auzi chestii pe care nu le-ai fi auzit niciodată, auzi și greșeli, la care probabil producătorul muzicii nu s-a greșit, deci părerea mea este că este într-un fel o fiță, deși evident că e bine să ascult. nu știu care e diferența dintre niște boxe de... 10.000 de euro și niște boxe de 300.000 de euro. Cred că urechea mea nu poate să o perceapă, sincer. Am ascultat niște sisteme serioase, iar la club la fel. Odată e o chestie de gusturi. La noi e o problemă puțin dificilă, pentru că una este sonorizarea pentru partiuri, pentru techno, pentru house, alta este sonorizarea de concert. Noi a trebuit să alegem o soluție care să fie bună pentru ambele. <laughs> Ceea ce nu este ușor, pentru că, de exemplu, cei ca de, oamenii de la party sunt obișnuiți cu Function uri care e un sistem de sunet optimizat pentru frecvențele din muzica electronică mm -hmm. actuală și muzica în sine e cumva făcută pentru sistemul ăsta și la câteodată la party electronice ne mai ceartă nu, că n-aveți, am cumpărat și un Function One și îl punem la anumite party -uri. Dar... Partea interesantă o odată este că pare să... în momentul ăsta contează cumva la un club să ai un sunet bun. Bineînțeles da. că e vorba și de urechile tale și sunt puțin îngrozit când mă gândesc la primul sistem de sunet pe care l-am avut în controlul vechi, care era așa ceva... Undeva îngrozitor. știu că era atunci eterna problemă cu instalația aia de aer condiționat care de la baș băzăia, știi? Sau de... Da, absolut, da. Nu, e o diferență foarte mare. În primul rând e o chestie de sănătate, pentru că na, depinde cât de mult vrei să mai auzi. Și contează foarte mult, după mine. Doar că nu la nivelul ăsta la care mi-ai spus ai, că să-ți iei cabluri de aur și nu știu dacă... Mie, mie mi se pare o fiță. Probabil e ceva acolo și probabil depinde cum ai urechea antrenată. S-ar putea să existe oameni care să poată să se sizeze diferențe foarte mici de calitate. Eu, din păcate, nu cred că am posibilitatea asta. Știi că noi urechea umană au de undeva între 0 și 20.000 de de kiloherți și fiecare dintre noi are o bucată pe care o auzim mai slab și care în momentul în care înaintezi în vârstă, ea dispare. Da, de exemplu, exemplu, era nu știu ce aplicație. A scăzut la înaltă, de exemplu, mm. peste 13.000 nu prea mai aud mare lucru, să spun așa. Știi că în altele chiar bușesc cel mai tare uh, auzul. Da, da, deci că sunt niște teste, bine, nu mm -hmm. sunt testul normal ar fi la medic, dar sunt, sunt niște da, teste pe, care le faci și da, într adevăr. Nu mai au nimic o, frate, cu, da. om lângă mine care auzea, să zic, până la 17, 18 mii, eu pe la 13 mă cam opream, să spun așa. Dar da, trebuie să ai grijă în principiu de urechile tale și la fel mi-e groază mi-e groază puțin de felul în care am ascultat uh, muzică mai de mult. Acum, cumva, am niște, niște lucruri bune la care ascult muzică. Văzând retroactiv lucrurile, uh, hai să zicem, 11 ani de control, ai avut vreun moment în care uh, ai vrut să renunți? Uh, momentele astea sunt destul de dese. De ce? Odată pentru că obosești, înaintezi în vârstă. Și eu și Andrei asociat, noi suntem de aceeași vârstă, ne apropiem de 50 de ani. Cumva gândul că o să fiu la 60 ceva de ani într-o cârjă, poate, doamne ferește, hai, nu încep, când începe concertul? Deci cumva, pe de altă parte, ca business, faptul că, la fel, mi se pare câteodată că suntem prea bătrâni, sau eu cel puțin, încât să creștem Adică hai să mai facem un club, hai să mai deschidem o chestie, te gândesc aici ceva de la început, am niște dubii. Deci cumva în ăștia, eu îi resimt destul de clar și viața nesănătoasă. Deci sunt momente în care mă gândesc la asta și cumva mă ține pasiunea. Pe de altă parte, la fel, faptul că nu există încă un soi de mișcare în în România, în sensul ăsta, mă deprimă. <gântu -i> Pentru că, cum spuneam, credeam că o să fie 7 opt controluri în București și multe în țară. Știi? Unde situația e groaznică. Adică o trupă românească, dacă vrea să facă un turneu național în momentul ăsta, îl face în patru orașe. Și asta e adevărat. N-ai unde să cânti. Știi? Până și înainte de Revoluție, era Căminul Cultural, era Casa de Cultură. Acum nu prea ai unde să cânti și cumva am momente în care sunt am senzația că nu se va întâmpla nimic, adică că lucrurile vor rămâne așa și atunci câteodată mă gândesc decât să pierd 2 3000 de euro, să aduc o trupă, mai bine dau 300 și mă duc să-i văd în altă parte, știi? Deci cumva? sunt momente în care se întâmplă asta pe de altă parte, eu o poveste de succes și nu mi-e clar ce-ar urma după, <laughs> cumva. Adică bine, să zic, dispare controlul. Ce se întâmplă? Nu mi-e foarte clar. Și asta cumva mă ține... Mă ține... De te, te îngrijorează că stai acasă și te plictisești. Da, eu nu mai primesc. Da, că puțin că nu se întâmplă nimic. Deci, cumva, nu, nu, nu simt că lucrurile evoluează neapărat. Mă refer strict muzical. Altfel, controlul nu, e o afacere de succes. Bă, știi zipla, cum e? Ca să pară că e ceva trist acolo. cumva. E un... Știi cum e? Hai să zicem că a apărut, să dăm exemplu, Metallica, da? Și care a, a, bă, a impus niște standarde. Nu mai poți să apari peste noapte dacă nu ești la standardele alea. Cred că și controlul cumva e destul de descurajator, așa pentru ce cineva care ar vrea să fac eu unul mai bun. Îmi imagine și asta, mai ales că așa cum vorbeam mai devreme a apărut și momentul colectiv. Care, acum, dacă vrei să-ți deschizi ceva, nu mai poți să-ți deschizi ca acum de 20 de ani sau chiar atunci când am deschis controlul. Deja e mult mai scump. Uh. Pe de altă parte, nici nu noi atât de mult... Noi avem și o problemă de asta, de a găsi oameni care se pricep la povestea asta. Pentru că nu poți ca la o multinacională să zici, unul bine, vină cu CV-ul tău în clubbing. Nu prea am mai făcut nimeni ce am făcut noi. Știi? Evident că au mai existat cluburi în care s-au întâmplat lucruri, dar nu la modul ăsta. Adică să ai de-a face cu două, trei trupe străine pe săptămână, cu trei, patru DJ-i, cu... și atunci, nu știu câți oameni sunt pe piață în stare să facă asta, dar, bă, cum să spun, cum suntem în perioada noilor milionari din software sau asta, cineva care uh, are mulți bani ar putea să o facă. Din păcate, nu cred că e foarte dificil să o faci uh, de, de la nimic. Deci, cum am făcut noi. In, de la, la... zero, da. Asta e un club care s-a deschis cu o investiție foarte mică uh, și am ajuns să investim foarte mult pe parcurs. Dar să, să o iei acum de la zero, să faci un loc care să concureze cu controlul, cred că e destul de dificil. nu cred că e destul de dificil. Am înțeles, presupune foarte mulți bani, în primul rând. eu așa cred. Să sperăm, eu, sper, să apară. Nu, prea văd unde. sau mă rog, cred că nici nu, știu foarte bine locuri de astea în București, probabil ori fi, dar nu prea văd unde. Plus că București București are treaba asta. De exemplu, la Berlin, cluburile alea șmechere erau spre periferie, în foste fabrici și așa mai departe. În București trebuie să fie în centru. Și asta se va schimba aici cumva. Părerea mea este că a ținut foarte mult culmea de criza economică. Adică eu nu cred că ajungeam nici noi să fim aici unde suntem. Mă refer la locul ăsta nou. Dacă nu era un soi de criză economică atunci, acum 7-8 ani. Pentru că la un moment dat îți permiteai cu bani nu foarte mulți să închiriezi un loc în centru. Gândește-te să închiriezi în Londra un loc care este poziționat unde e controlul în București, știi, să faci așa o... Nu poți să faci asta. Și atunci automat trebuie să te duci spre periferie. La noi încă lumea nu merge spre periferie, dar sunt niște cazuri, nu chiar de periferie, de ușor, ușor spre asta se va merge. Va fi foarte greu în cazul în care lucrurile evoluează economic în bine, să zic așa. Va fi foarte greu să mai stai în centru cu chestii alternative. Impresiunea costurilor te va trimite până la urmă la periferie. Deci, oricum, cred că acolo se va ajunge în timp. Cred că cel mai bun un exemplu care îmi vine în cap, pentru că pe asta îl cunosc cel mai bine, este pe sectorul 3 și cartierul Balta Albă. Deci, jur de când, când sunt acolo, am senzația, odată că sunt în București, dar nu are nicio legătură cumva cu centru. E un oraș într-un oraș. Da, Înțelegi? Zi, și eu când ajung mai rar prin anumite cartiere am aceeași senzație. Dar interesant ar fi fost să apară un fel de control în drumul taberei, un fel de control în Barta Albă și cumva atunci lucrurile s-ar fi întâmplat cum trebuie. O treabă am. care funcționează și funcționează din plin și, și vara este cel mai vizibil, sunt restaurantele și barurile. Ele întotdeauna sunt pline și, și sunt o să râd, sunt, sunt pe și chiar își permit o nișă muzicală Corine. cumva. Asta e foarte bine. Pe de de-o parte. Pe de-altă parte, da, nu prea văd unde e loc de cluburi. De fapt, bine. cred că ar fi. Cu da... siguranță sunt locuri, da, odată. Trebuie să fie totuși aproape adică... de un mijloc de transport în comun. Trebuie să nu aibă vecini pentru că la fel, ne-am avut un soi de noroc fantastic să nu avem vecini care locuiesc acolo, sunt doar instituții. Îți trebuie un loc fără vecini, pentru că altfel vine poliția și te închide imediat. trebuie să fie respectate regulile ISU. Iar o chestie dificilă dacă e un spațiu pe care îl preiei, nu-l faci tu. Pentru că nu știu ce fel de spații, niște hale, niște chestii de Știu că era, era la dat era o hală la, în capăt la militari? Da, turb, turb, turbohală da. da. Și mă întrebam, bă, cine vine aici? Probabil ăștia de la Pitești. Adică am avut senzația asta. Am fost tot la da, un cred că convention. în timp lucrurile se vor mai deplasa, cred eu, spre periferie, dacă se poate, dacă rămân lucrurile... Și a mai fost spatele. unul pe, la Mihai Brav undeva în spatele. Intrei pentru o benzinărie ca să ajungi în club acolo și acolo a fost o... Era, era o hală cu paturi. Avea paturi și să în pat și vedeai ce se întâmplă pe scenă. Da, sunt destul de multe hale acum care sunt. Întâmplă... da uite că n au, n -au funcționat, n-au rămas. N-au rămas nici cum. Păi da, pentru că e o chestie la care ne mai gândim și noi să luăm un spațiu mai mare, de în hală, dar sunt niște costuri îngrozitoare și. Nu da, și te întreb poate... dacă vine lumea, că aici ești în burică târgului, exact, dar fiind exact, la periferie. Exact. Exact. Știu, Control fiind aproape la universitate, vine lumea și în timpul săptămânii, mai la control, bem o bere, plecăm acasă, știi? Nu-ți vine să te duci. Uh, nu știu unde, să spun, la, la capăt în Colentina pentru asta să te întâlnești cu cine vrei tu să te întâlnești. Uh, și, na, e o problemă asta. Da, așa, per total. Uh, uh, cât loc uh, este controlul acum, eu curiozitate personală, ca un loc de tranzit spre alte locuri, în care să strânge lumea, unde ne întâlnim, întâlnim acolo sau cât e, venim acolo pentru că ăsta e locul. Nu mi-e foarte clar, cred că mai degrabă adică o, sunt... sunt... ambele variante. De ce? Pentru că controlul înseamnă mai multe lucruri. E o sală, sala de concerte, să-i spun, sau de party unde se întâmplă niște lucruri de la o oră încolo. Este terasa care are aproape alt statut, adică cât vine chiar de multe ori altfel de lume și presupun că terasa în sine e genul ăsta de loc în care spui hai pe altul la control la terasă, bem ceva, plecăm nu știu unde. Pe de altă parte, e și invers. Adică oamenii se pot strânge în locuri mai mici și să vină la control noaptea când se întâmplă lucrurile în sala mare. Depinde, nu, nu mi-e foarte clar. Adică de obicei, cel puțin așa țin eu minte când eram clubber, uh, te întâlneai în locuri mai mici ca să pleci spre locuri mai mari. Spre cluba. Că Bine, că ajungeai dimineață în locuri, eu, nu știu cum să le zic, mai mici sau mai mari, gen șorlei sau... Da, <laughs> în care erau la periferie cumva, <laughs> da, exact. corect. Dar mai resimți... Uh, Clubbing-ul de acum, uh, vibe-ul ăsta de, pe care l aveai prin anii 90, când te duceai în cluburi, atunci nu era un clubbing real în momentul ăla. Uh, pentru că, de fapt, era un soi de clubbing. Uh, de playlist unic, cumva oriunde te ducea, te era cam același playlist. Da, nu era corec, un clubbing corec. în momentul acela cu DJ, cu nici nu știu dacă eu cred că de apărut să mai avut DJ, prieteni prieten da. care mixau de pe casete, <laughs> cumva. Uh, deci nici n-a apărut cd ul nu mai zic de player, de astea, nici nu mai țin minte. Cred că pur și simplu puneai niște casete și le învârteai cu pixul în anii 90. Deci Înțeles. era alt tip de clubbing. Hai cu... să facem un party cu casete, analog mai în control. Ar da, că chiar am, da. <laughs> cliza care mai <laughs> pune la început noi, mi-a mi povestit că a mixat pe casete și, și le-a întorcea cu, cu creionul <laughs> în aer. Deci interesant. Ați avut la un moment dat, uh, cred că a fost și la un moment, un zic că destul de hip, în care au cântat Corina Chiriac, cred, nu? Cine a mai fost? Păi a fost Corina Chiriac, a fost... Uh... Uh, Silvia Dumitrescu Silvia Dumitrescu, da, da. A, a fost zona asta da, Într-adevăr, sunt niște momente hip da, <laughs> de Asta zic, sunt da. curios cum au fost seriile A venit foarte multă lume Cum cum, cum a încasat lumea toată A treba. venit foarte multă lume foarte entuziastă hmm? Și asta intră Cumva doar că pe altă zonă Exact, acum de exemplu sunt la modă Petrecerile cu muzică Mainstream din anii 90 Să spun sau cu muzică mainstream românească, Atomic TV, de exemplu, care acum e un soi de brand de party. Atomic TV, uh -huh, uh -huh, uh -huh. genius, genul ăla de, de lucruri care se întâmplau atunci. nu știu ce să zic, e bine, rău, e o modă. Mi-e foarte greu să-mi dau cu părerea, pentru că ține tot de un soi de retro de asta pe care multă lume îl... Îl vede ironic, dar m-a dus să mă distrez pe niște prostii. Altă lume îl ia în serios, deci cumva și eu am fost destul de interesant de ce se întâmplă asta. Și nu eu crescând cumva, fiind toată ziua Corina Chiriac la televizor și Angela Similea și asta, cumva și pentru mine a fost destul de ciudat. Asta e puțin că nu avem de ascultat și putem să ascultăm și alte chestii. Dar probabil pentru generația tânără e o chestie destul de spectaculoasă. Și mi se pare că a prins foarte bine. Și, în general, toată muzica asta de anii pop, să-i spun, de anii 80-90, cumva funcționează pentru moment. <laughs> deci știu că mergeai prin anii 90 de la romană la universitate. Băi, și era... Uh, too Unlimited, da, No Limit, deci o auzeai cap cu adăori, unde erau foarte multe tarabe pe stradă, care vindeau casete și întotdeauna auzeai piesa asta. E o creieră absolută. Da, ce ce noi a... cumva e destul de dificil să să înghițim povestea asta, dar, până la urmă, trebuie să înțelegem că e o generație care nu le-a prins, cum e și povestea cu manelele. Eu, prin momentul, prinzând în momentul în care erau manele peste tot la ProTV, la, mm -hmm. pe toate, la toate geamurile de la mașini sau de la case a că e o chestie care mă plictisește. Pentru alți oameni, a devenit ceva interesant, în care îți afirmi un soi de fel de a fi anti. cumva, este un hip-anti-hip. Nu știu exact cum e văzută chestia asta. Dar e o chestie drăguță. cute ca să zic așa. Odată pentru că este legată, hai să zicem, de copilăria noastră, ceea ce presupune un soi de memorie afectivă. Unul la mână, doi la mână, uh, am mai spus asta la microfonul ăsta, m-a emoționat o poveste când am uh, văzut uh, un scurt material cu ok, Mirabela Daur și uh, Corina Chiriac cântase la Electric Castle. Iar, băi, Mirabela Daur, pe care, sorry, dar o încasam toată copilăria, am încasat-o că mama era mare fan și ascultam bucătărie, aceeași casă de știu și cu piesele pe de rost, și uh, care... Pentru mine, cel puțin la vârsta aia, avea imaginea unui star pop, realmente, a, a spus o chestie care m-a pus pe gânduri așa și m-a cum cumva, zice, știi, este pentru prima oară în cariera mea când am propria mea cabină wow. și am zis, wow, hai mă, pe bune, tu... Da, da și 18. pentru mine, Mirabela, da, Corina, Chiriaca, Gela, Simirea, când eram mică, era un soi de personaj așa, de neatins, cumva, niște megastaruri. Da, ca să afli fără, chestia asta. Fără, a chiar fără să-mi de... placă, adică cumva era o chestie recunoscută. Așa, nu sunt persoane muritoare, să spun așa. Și da, nu-mi dau seama cum se întâmpla pe atunci. Am auzit tot felul de povești, de toate felurile. Și că artiștii, cumva, de genul ăsta, o duceau foarte bine și erau așa destul de privilegiați și altfel de povești, depinde. Băi, și mai sunt aceste două personaje absolut fantastice, care sunt diferite. Un este Fuego și, nu știu, mereu întotdeauna e ceva legat la mișto de el. Ea are, cum zice, are uh, drama asta lui Nickelback, știi? <laughs> și aia ciuca miștoului și el, Zărmanu. Și, băi, mai este Maria Nistor. Da, un nici... personaj fabulos. Păi, personaj fabulos, dar cum să spun, nici nu pot să. Băi, nu poți să te super, e, e ceva Bă atât nu de nu de într-un fel spui. acolo. După mine, partea foarte bună din toate mișcările astea, revival-ul ăsta, cumva pe dos, să-i spun așa, este că lumea s-a mai relaxat, știi, pentru că noi, cumva, chiar noi, generația mea, a crescut foarte încrâncenată pe povești muzicale. Adică, așa ceva nu există, așa ceva să n audă, ce-i asta? Ce... Da, lumea e diversă, oamenii cântă chestii diverse, e muzică, nu e politică, nu e... Deci cumva oamenii pot să se distreze în diverse feluri și problemele, adică felul în care te raportezi tu la muzică, evident, e strict personal. Știi? Nu poți să obligi pe nimeni să asculte ceva sau să n-asculte ceva. Ceea ce e interesant, deci cumva și cred că pentru multă lume toată povestea asta a fost într-un soi liberatoare, în sensul că înainte cumva trebuia tot timpul să, să zic oameni, nu-mi place aia porcărie știi, în funcție de grupul de preferințe uh -huh. muzicale în care ai, acum cumva aceiași oameni ascultă muzică experimentală și pe urmă se duc și se distrează la uh, partiuri cu Toa Limited. Deci cumva s-a închis un soi de ciclu și sper că... Uh, da, e sănătos, de, e sănătos că s-a un soi de la la normalitate. normalitate. Mie mi se părea, de exemplu, ciudat și e ciudat acum și asta am și vrut să facem. Mi se părea ciudat când mergeam la Londra, acum vreo, nu știu, 10 ani, probabil atunci, probabil la începuturile concertului, și era un concert de ăsta, punk, foarte dur, după care începea o seară house. Și chiar și eu ziceam, bă, dar cum se împacă lumile astea, știi? Oamenii se termină la concertul, măturau, începea începe apoi, cum facem noi acum? <gântuie> atunci nu făceau, pentru că atunci continuam cumva pentru același public care a fost la concert. Da, ok, uite, asta e interesant ce spui. Că știu, ok, dacă vin, avem ceva cu metal în seara asta, vin rocker și, pe urmă, da, hai să continuăm în zona asta. Da, exact, okay. cumva, același tip de oameni văd la un concert foarte complicat, după care stătea la o seară foarte necomplicată. Până la urmă, eu, eu știu, e o chestie de relaxare și de neîncrâncenare pe niște povești care nici măcar nu sunt chiar atât de importante. Știu că m-a surprins o imagine, era un DVD Cred că un concertul din 96 cu Sex Pistols. Cred că ăla era. Și uh, a apărut Lydon pe scenă. A fost foarte interesant, că începea cu imnul Angliei și toți ăia din sală cântau imnul. Cântau și vedea acolo oameni la costum, care veniseră de la job, se vedeau că au din corporație, chiar oameni de corporație, versus tot soiul de panchiși cu creste și care erau toți pur și simplu adunați la un loc și care băi, știau versurile de la și cântau toată, cu, cu toată, cu, Și vine la pe scenă și ia camera mano și pune camera pe ei și zice filmați-i pe ăștia ca să vadă lumea cum arată Londra pe bune, știi? <laughs> zis, da, uite da. Ce, ce pe și ce, ce adunătură pestriță și oamenii se bucură cu un concert rock and roll băi, fără resentimente. E și... e viața, e pestriță. <laughs> Am înțeles. Mersi că ai venit. Mulțumesc mult pentru invitație. Ce urmează la control? Mai Ce urmează până la sfârșitul anului să se întâmple? Păi acum e un final de an o să avem din seria Jazz Nouveau niște chestii uh, destul de interesante. Uh, Macaia me un tobar de jazz nou, contemporan, spectaculos, care vine pentru prima dată în România. Uh, uh, chiar. Uh, să avem uh, pe un personaj la fel fabulos cu Mark Ernestus care este cel care a înființat magazinul Hardwax din Berlin care cumva a fost așa un soi de uh, de zonă fondatoare a electronicii de club germane și care vine cu o gașcă de uh, senegalezi, de percuționiști senegalezi. Mm? Când e asta? Uh, duminică. Ok. Da. Duminică. Și pe 30 decembrie și e de 30 decembrie, clasicul și e de Și Revelion? Ceva? Uh, Revelionul va fi mai mult party. Uh. Da, nimic ieșit din comun, să spun așa. Ne, am, am văzut că e da. cântare la, la arenele romane și de-aia Am văzut că... și noi, noi mm -hmm. am încercat o perioadă să facem live-uri de Revelion, dar am renunțat destul de repede pentru că lumea totuși noaptea de Revelion are cu toate. Și special un local nostru unde sunt concerte aproape zilnic, să vii și cu concert de Revelion. Mai există, că am. nu știu, control de out Control de out poate exista oricând, în ultimii ani n-a mai existat. <laughs> ok. Dar, dar ca idee rămâne permanent valabilă. Nu se va întâmpla în fiecare an, dar se va întâmpla când vom avea ocazii. Mulțumesc mult că ai venit! Mulțumesc mult Este momentul să ieșim la o țigară! Este! <laughs>